trăiți și să rămână și bine v-am regăsit la episodul numărul 6 din emisiunea, nu atenție, nu podcast, Cultural Storytellers. Uh, seară bună, Damian? Seara bună, stai că eu o lasem pe degete. Turcia, Spania, Ungaria, Ungaria, United Kingdom, United Kingdom, vezi că ai încurcat episoadele. Avem e... două cu Spania, da. e drept, da. dar la țări suntem la a cincea, suntem la a cincea și a cincea. de fapt suntem tot la patru, dacă este să fim cinstiți. Pentru că noi vorbim de fapt de o țară cu trei nații. Mm -hmm. da, bun. Regatul unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, compus tehnic din patru națiuni, dar Irlanda de Nord o lăsăm la Irlanda, facem un pic abstracție de granițele politice, e absurd să vorbești de Irlanda de Nord ca de o nație separată. În schimb, pe insula Marii Britanii se găsesc pe lângă englezii pe care i-am tratat în 5 ore și galezii, respectiv scoțienii. Chiar dacă ei fac parte astăzi din regatul unit și nu sunt țări de sine stătătoare, sunt nații cu o istorie îndelungată în spate, care merită să fie tratate separat. Tocmai de-aia nu am considerat potrivit ca la cele 5 ore din podcastul trecut să mai facem un... Și pe lângă asta mai stați încă două ore să vorbim și de vecini. Asta, uite, de exemplu, întâlnisem pe internet unde e națiunea, unde e statul. Statul este Regatul Unit, dar națiunile conlocuitoare sunt, cum ai zis, știu țara galilor, Anglia, da. mai departe. Ele sunt teoretic țări? Nu, sunt și teoretic și practic țări. Bun. Li se recunoaște entitatea separată, doar că sunt grupate sub aceeași conducere politică. Uh -huh chiar dacă se administrează astăzi de parlamente separate și uh, în ceea ce privește legislația internă au anumite particularități sub aspectul politicilor economice majore, a politicii externe, politicii militare etc ele se supun conducerii unitare de la Londra Am dar n-a fost bineînțeles mereu așa astfel încât astăzi ne concentrăm asupra istoriei întâia țării galilor până la momentul unirii cu Anglia și după aceea, istoria Scoției, tot așa, de la începuturi până în momentul în care se creează Regatul Unit. Bun. Um, să zicem deja Creso e camru. O să stați să vedeți cât de mult o să iubiți cel puțin partea cu țara galilor la cât de nume interesante au băieții ți-a ți ieșit mult mai bine pronunția galeză ca mie. Eu subscriu la ceea ce a spus tot Blackadder la un moment dat. Nu te duce în Wales, o să-ți o găleată de salivă doar ca să pronunți numele localităților. Corect. Înainte totuși de a începe, vreau să le mulțumesc băieților de la The Business Room Podcast pentru că ne-au ajutat și de această dată să... Avem studioul acesta frumos, de care ne bucurăm. Uh, Întâmplător, noi filmăm fix în prima zi cu zăpadă din acest an. Este când ce filmăm noi. Ce drăguț! <laughs> Am văzut ce e afară. A fost minunat drumul până aici. Da, e un citat din Octavian Paller Bă, ninge! <laughs> frumos. 7 decembrie, până când ajunge episodul ăsta aveți linkul celor de la profilul de Instagram al celor de la The Business Room Podcast, dacă vreți să vedeți episoade de ale lor. Noi începem cu Kemru, scris C, Y, M, R, -U, dar nu pronunțat cum l-am pronunțat noi. Eu anunț dinainte, râde scopios, comentați cât poftiți, mie nu mi se pronunția galeză, oricât de mult m-am străduit. Îmi voi da silința și de data asta, dar garantat voi spune greșit. Acum este interesant să vedem cum voi spune greșit, că sunt mai multe variante sunt dai în bară la asta. Vom vorbi, dar cum am observat că spre deosebire de celelalte țări nu prea avem istorie scrisă înainte de venirea romanilor la țara Gailor și începe abia cu nu. 43... Chiar dacă avem câțiva călători care semnalizează existența insulei Marii Britanii dinainte de cucerirea romană mai devreme de campania lui Iuliu Cezar în insulă, nu prea avem surse serioase. Am spus asta la Anglia, campania lui Iuliu Cezar a fost o încercare eșuată de a cuceri insula Marii Britanii. Ea se produce propriu zis în vremea lui Claudiu în campania lui Agricola, care include și teritoriul țării, Gali, țării Galilor de astăzi partea provincia romană Britania cuprinde teritoriul grosso modo al Angliei și al țării galilor contemporane, așadar sunt unite fiind locuite în totalitate de triburi celtice la momentul respectiv, triburi care migraseră pe insulă în jurul secolului 6 înainte de Hristos se grupaseră pe insula aceea, o particularitate a țării galilor în antichitate adăpostește cel mai important sanctuar sau dacă loc de întâlnire, dacă vreți, al druizilor din întreaga lume celtică. Este vorba de insula antică Mona, în prezent insula Anglesey din nordul țării galilor, ăla este un soi de sanctuar școală al druizilor care știm foarte bine își transmiteau cultura exclusiv pe cale orală, de aia sunt și așa misterioși până astăzi că nu s-au păstrat scrieri druidice iar țara galilor este probabil teritoriul european care a conservat cea mai bine această cultură celtică bazată pe oralitate pe balade sunt celebri pentru cercurile lor bar, bar, bardice din antichitate până târziu în perioada Evului mediu, dar din păcate și un anumit spirit de clan familial care e comun întregii lumi celtice atât că se mai păstrează ea astăzi, care bun, dă niște conexiuni foarte apropiate pentru membrii aceluiași clan, aceluiași trib, dar nu este cel mai bun cadru ca să formezi un stat pe el, pentru că ăstora le este foarte greu să se adune. Sunt oameni a inițiativei personale, în război favorizează faptele de eroism individual, în detrimentul unei formațiuni complexe. Sunt oameni greu, care se organizează foarte greu și au de pierdut în istorie în fața unor societăți mult mai bine coordonate decât ei. Nu avem aspecte teribil de importante pe perioada ocupației romane. Se supune exact aceleași administrații la care se supunea și restul insulei stăpânite de Roma până la zidul lui Hadrian și are parte de același proces de romanizare până aproximativ în 410. Există mai multe retrageri ale legiunilor din Marea Britanie, dar definitiv prezența romană, cel puțin ca autoritate coordonată de la Roma sau de la Ravenna, dispare în jurul anului 410. Altfel, uzurparea lui Magnus Maxentius care ia uh, mare parte din legiun și merge cu el în Galia numai ca să fie ucis de Teodosie cel Mare nu înseamnă o retragere definitivă. Efectivele romane sunt mult slăbite, asta este adevărat. Au deja loc raiduri saxone, că nu degeaba ai numit un comes litoris saxonice, un comite al malului saxonic, deci un însărcinat tocmai cu un soi de pază de coastă la momentul respectiv, pentru că în momentul retragerii romane, în momentul părăsirii de către romani a provinciei, cu excepția nordului ocupat de picți, Întreaga insula Marii Britanii, este populată de britoni, de, pro, de populația celto-romană rezultată în urma ocupației de aproximativ patru secole a Imperiului Roman. Uite o întrebare la care m-am gândit, având în vedere că picții și Scotii ulterior, sau scoții ulterior au stat în Nord, țara lor cum a reușit să-și păstreze substratul celtic, având în vedere că ei au fost în primul val de romanizare alături de Anglia? Substratul celtic s-a păstrat pe întreaga insula Marii Britanii, doar că în cazul Angliei a venit un ad strat germanic care l-a șters puternic. E adevărat că au foarte, foarte puține cuvinte din perioada celto-romană, cel mai cunoscut fiind ăla de Chester. Dacă ai ceva cu Chester în coadă, ăla e de la Castrum, adică este așezare fortificată. Orice localitate din uh, Marea Britanie care se termină în Chester este localitate din perioada romană. Street și încă vreo câteva cuvinte se păstrează din perioada uh, celto-romană. Astea sunt uh, mișcările, cum, cum să spun, imprevizibile ale istoriei. Anumite zone, cum suntem noi, se romanizează foarte repede. Alte zone, deși stau mai mult sub dominația romană, au o soi de spoială latină care dispare sau oricum trec prin fenomene culturale care fac să dispară fondul ăsta cel to-roman. Ăsta este principalul motiv pentru care limba galeză, de exemplu, astăzi sună ceiaia, aia, nu se mai simte că a existat pe acolo și o perioadă de latinizare, o perioadă de influență latină. Dar să nu o anticipăm la momentul când Roma părăsește insula, insula este populată din Anglia de Est până în Wales, până în Cornwall și până în nord aproximativ la nord de York, astăzi, uh, pardon, la la uh, nord de York până aproape de zona Edinburgh, de astăzi este populată de britoni, de populația asta celto-romană, Însă, la scurt timp după asta, începe să se producă migrația anglilor, iuților și saxonilor spre malurile insulei, o legendă istorică spune că vortigern un conducător briton din secolul 6, este cel care a avut proasta inspirație să-i cheme în ajutor pe saxoni pentru a se opune raidurilor picților care deveniseră mult mai îndrăznesc după dispariția Romei. Saxoni au venit, dar s-au prins în scurtă vreme cât de slab sunt cei care i-au chemat și au zis, dar noi putem să ne batem și cu ei și cu voi liniștiți. Și atunci, dinspre estul insulei Marii Britanii, treptat se întinde dominația anglosaxonă care va forma regatele a căror revoluție istorică va duce la formarea Angliei. Bineînțeles, în momentul în care ei debarcă Anglia din secolul 6, nu arată, Marea Britanie din secolul 6, nu arată precum regatele astea în momentul de față. insula este împărțită, să zicem, grosomodul jumii-juma. Vestul este anglosaxon, se extinde foarte repede dominația, aproape că dispar de pe coasta de est, pardon, estul este anglosaxon, aproape că dispar de pe coasta de est Britonii și se refugiază treptat către zona Mării Irlandei. Avem o comunitate care se refugiază în Hen-Ogleth, cred că se pronunță, alt clud îmi iese mult mai bine, este vorba de Vechiul Nord mai Ar mai fi existat o țară a galilor în zona de frontieră de astăzi dintre Anglia și Scoția. Regatul Strathclyde este cel mai rezistent dintre ele, a dispărut în aproape de secolul XII. Dar la început comunitatea aia reunește mare parte din uh, sud-vestul, respectiv sudvestul vestul Scoției, respectiv nord-vestul Angliei de astăzi unde a fost ulterior Northumbria? Uh, da, mare parte din teritoriul ăla dispare sub Northumbria, dar este împărțit uh, zona asta a vechiului nord între Scoția și Anglia. Uh -huh. Actuale britonii au de pierdut pe de-o parte în fața anglosaxonilor, pe de-o parte în fața picților și ulterior a scoțienilor. O să vedem imediat când se face tranziția de la unii la alții în nord și mai avem unii și în sud. Deci Wales, țara Galilor, este refugiu de mijloc a populației britone. Ei se refugiază odată în nord, unde, cum am spus, rezistă până în secolul XII. Noi nu facem podcast despre state dispărute. Pe ei am menționat și gata, acolo îi lăsăm. La fel cum dispar și cei din regatul Dumnoniei, cei care ocupă zona Devon și Cornwall de astăzi. În primă fază, cele trei comunități, cea din Vechiul Nord, cea din țara Galilor actuală și cea din Cornwall, din peninsula sudică, sunt legate teritorial. Există căi de acces pe uscat, dar în urma pierderii unor bătării, precum cea de la Chester, sunt separate prin faptul că anglosaxonii pătrund până la mare în apus separă regatul Cornwall de conexiunea terestră cu țara Galilor, respectiv alt clut de conexiunea terestră tot așa cu țara Galilor și în felul ăsta destinele lor istorice încep să evolueze separat chiar dacă există încercări de contracarare a acestor invazii. Am menționat și data trecută, e probabil cea mai importantă legenda celtică din istoria umanității, cea a regelui Artur, anume Artorius care în secolul 6 se pare într-o bătălie la Mons Badonicus reușește să stăvilească invazia anglosaxonă. Sunt mai multe astfel de victorii reale, istoric, ale britonilor, care doar întârzie însă inevitabilul. La un moment dat îl avem pe episcopul Germanus de Auxer din Galia, care trece în secolul V după ce Roma plecase și găsește încă suficienți britanici pe care să-i coaguleze în său și să le administreze o înfrângere, așa sui generis, a anglosaxonilor invadatori dar cu timpul raportul de forțe se modifică net în favoarea regatelor anglosaxone. Primul care uh, cumva tranșează chestia asta este regele Ethelfrith al uh, Northumbria. Este cel care formează de fapt regatul Northumbria prin unirea a două mai vechi regate saxone Bernicia și Deira. Sunt cele două regate din Nord care unită dau Northumbria. El reușește să se impună în primă fază în fața regatelor ostora din vechiul Nord. Erau patru la început. Bernicia începe ca stat vasal statului Godofin, care este un stat culmea. E în estul insulei și este stat briton. Reușește să cucerească parte dintre acestea, dar se confruntă cu ofensiva purtată de unul dintre primii mai mari monarhi din Gwyneth. Gwyneth este statul galez din nord. Țara Galilor e un concept relativ nou băieții ăștia nu au fost uniți de-a lungul istoriei. Până prin secolul 9, insula Marii Britanii este un mozaic, așa, e un pojar de regate și regățele care se luptă adeseori între ele, nu au o conducere unitară și tocmai de istoria lor este destul de mult concentrată în sine, nu se prea preocupă de exterior, mai mult se preocupă exteriorul de ei când mai suferă câte o invazie. Așadar, și în cazul țării garilor în perioada aceea nu putem vorbi de o conducere unitară, dar există o oarecare, să spunem, solidaritate între băieții ăștia și primul care o exprimă este adversarul acestui Ethel al Northambrie, este vorba de Catvahlan ap Catfian. Este un rege din uh, Gwynedd, Gwyneth, sau cum Dumnezeu lui Sofie pronunțând, pronunțăn, uh, care, coalizându-se cu mai mulți alți uh, mici uh, monarhi britoni, reușește să-l înfrângă pe acest Ethel Frith, dar nu dorează mult dominația lui, este la rândul ucis într-o bătălie și în felul acesta Britonica uh, britonii cam acceptă faptul că malul de est, cel puțin al insulei, este definitiv pierdut pentru ei și își orientează privirile spre zonele mai greu accesibile. Țara Galilor este cea mai îndelung supraviețuitoare pentru că are norocul teritoriului celui mai inaccesibil din uh, insula Marii Britanii. Este o zonă, dacă mergeți vreodată să vizitați țara Galilor sau ați fost pe acolo, e o zonă destul de sinuasă. Sunt multe dealuri, de delușoare, uh, viroage, sunt promontorii, sunt golfulețe. E o zonă unde nu prea merge să duci așa o campanie de cucerire rapidă, mai ales dacă ai de-a face cu niște oameni hotărâți să nu te lase. Să uh, faci această cucerire Tocmai de asta și apărat atât de bine Ca să facem o paralelă Țara Galilor este sursa de inspirație pentru The Vale De fapt nici numele nu-i dus departe Din Game of Thrones Unul dintre cele șapte regate Este regatul Veil, vale, care este separat De restul uh, continentului Westeros Printr-o centură de munți Prin care nu se poate intra decât printr-o poartă Care e foarte bine străjuită Regatul hmm. ăla deși el e, În Game of Thrones e plasat la est E inversat. Uh -huh. Dar, altfel, com paralela este una destul de limpede. Cam asta se întâmplă și cu țara Galilor. La un moment dat, expansiunea asta a anglosaxonilor spre vest se proptește în zona asta a țării Galilor, de unde nu mai pleacă niște sute de ani și nu mai pleacă la modul că un rege al Mersiei, că Mersia devine statul anglosaxon. Inter, cel mai interesat de expansiune în zona asta, fiind direct învecinată, unul din marii suverani ai Mersiei, Ofa I cel Mare, cu o domnie de aproape 40 de ani, trage un șanț între teritoriile sale și țara galilor, Ofa's Dyke, ale cărei urme se păstrează până astăzi. El aproape că secționează toată frontiera aproximativ dintre țara galilor și Anglia modernă, mergând de la nord la sud. Deci era o premieră la momentul respectiv, cum era și Marele Zi oare cum să faci mm, un canal insula, atât de... Insula mai avusese experiența asta cu zidul lui Hadrian. Mm -hmm. Există și la noi, de exemplu, brazda lui Novac în zona Munteniei, care la fel e gândit ca un șanț de apărare. Nici până astăzi nu e toată lumea lămurită cei cu șanțul ăla acolo. Pentru că, în general, majoritatea civilizațiilor e drept. Că unele, după ce au făcut mai investiții, au constatat cam cât de ineficiente sunt sistemele astea de frontieră continuă, de sistem fortificat pe toată linia graniței, pentru că n-ai cum să concentrezi atâta forțe cât să-l aperi. Unii înclină să creadă că a fost un soi mai degrabă de trasare a limitelor de proprietate, mai ales că la un moment dat șanțul ăsta virează la est ca să permită posesiunea unor forturi sau unor văi fertile de către galezi. Deci unii înclină să creadă că de fapt a fost vorba de o delimitare a parcelelor. Bă, acelea noi, acelea voi. Și ne mai batem din când în când. Zona asta care se definitivează prin secolul 8 de frontieră între spațiul anglosaxon și spațiul galez rămâne o zonă fierbinte pe insula Marii Britanii vreme de 1400 de ani mai mult sau mai puțin. Așa cum am spus, în situația asta la fel ca în cazul regatelor anglosaxone, nici țara Galilor nu cunoaște o conducere unitară. Avem mai multe regate, între care avem Gwyneth, în partea cea mai de nord, Powys, în zona centrală, mai târziu apar de Hoibarth, în zona dinspre uh, sud-vest, mai avem Morganvog și Gwent, în zona cea mai sudică, aproape de Bristol în uh, golful ăla pe care îl formează peninsula Cornwall, și se învecinează cu niște comitate în devenire, Cheshire, Shropshire și Herefordshire. Shire venea de la. dacă ce Comitat. Strâng. Ah, comitat. Bun, asta. asta. Uh, apropo de braza lui Nova, care are vreo legătură cu. uite, uh, poate mai puțin știut, uh, calea ferată de la Costești de Argeș. Aia, de merge pe un limez roman turnul Măgurele, terasamentul, vorbisem noi la un moment dat, e făcut pe un fost zi de apărare roman. Are legătură cu braza lui Novac? Nu știu să spun cu precizie acum dacă se suprapun, dar o comparație pe hartă ar putea să o dovedească în câteva minute, dar să nu ne ducem nu mă în altă direcție. Deci cam așa se delimitează cel puțin din punct de vedere al repartizării populației. E evident faptul că, la fel ca în toate cazurile din istorie, nu au plecat toți britonii din zonele ocupate de anglosaxon, dar au fost asimilați treptat. Cultura lor se concentrează majoritar în spațiul de vest, unde dacă din punct de vedere al entității politice țara galilor este cea mai rezistentă, din punct de vedere lingvistic însă avem pe lângă Welsh, pe lângă limba galeză, mai avem Cornish, limba din Cornwall, avem și un dialect specific regiunii Stretchlight, Stretch cea din Alt Knut, din vechiul nord, avem Manx, dialectul specific Man. insulei Man, cea din Marea Irlandei, la care bineînțeles că se adaugă tot limbi celtice, sunt irlandeza și scoțiana. Da? Asta sunt alte discuții. În prezent, din câte știu, Cornish cel puțin, dacă nu e foarte pe cale dispariției, e dispărută de tot. Uh... Galeza se mai vorbește de o treime din populația țării galilor, dar asta datorită faptului că după cel de război mondial Până la urmă și-a dat seama, guvernul britanic, bă, hai să nu, hai să, chiar să nu dispară și prin anii 60 au luat măsuri. 67 se dă legea da. pentru limba galeză, cu toate astea, ca orice măsură culturală, efectul este lent, minima vorbitorilor de galeză la nivelul țării s-a atins în 1981 când erau sub 19% oameni care mai vorbeau galeză acum, după cum ai spus tu, procentajul a crescut. Deci există o resurgență a interesului pentru limba galeză. galeză e un lucru pe care l-au spus istorici, l-a spus și regretatul Andrei Gheorghe, nimic nu te definește mai bine ca popor decât limba. În momentul în care ți-ai pierdut limba, s-a dus peste jumătate din identitatea ta națională și asta e o discuție pe care am mai spus-o în mai multe ocazii, n-are rost să o repet, E important totuși să ai un sistem de apartenență etnică, să știi totuși al cui ești, de unde vii. Și am spus că principala lor problemă în perioada medievală până în perioada medievală târzie este faptul că nu prea le iese să se coaguleze într-un singur stat. Păstrând moștenirea asta celtică a clanurilor, ei cumva sunt diferiți sub mai multe aspecte, cel puțin în faza inițială a istoriei. Uh, ei sunt primii creștini de pe insulă. Pentru că se creștinează în perioada romană și rămân majoritar creștini în timpul invazilor anglosaxone, ăștia fiind păgâni, nou nouveniții. Anglosaxonii hmm. se creștinează, o, bun, e adevărat, sub acțiunea Romei, dar și prin contactul cu britonii și mai departe cu irlandezii care sunt deja creștini. Și apare o formă de creștinism celtic, care la originile sale este destul de net deosebit de creștinismul romano-catolic, în sensul că nu prea știe ce e aia celibat călugării și episcopii sunt căsătoriți, nu prea știe ce e ierarhie sau cel puțin nu prezintă aceeași ierarhie pe care o prezintă Biserica romano catolică de cel mai multor ori abbots, stareții, sunt mai importanți ca episcopii, vorbesc de perioada primară, se sublinea da, da, da. lucrul acesta, uh, au o formă mult mai simplă de cult, refuză mare parte din obiectele de cult, încearcă să țină cultul în faza creștinismului originar. Cât mai aproape de origini, încearcă să țină cultul, de a au niște biserici foarte simple și de a explică faptul că la mulți a prins protestantismul într-o veselie, că își păstraseră cumva memoria asta. Se pare că și Paștele îl calculează inițial după un sistem propriu, dar de-a lungul timpului se aliniază la practica romano-catolică, deci abandonează specific ăsta. În schimb, din punct de vedere politic, este aproape imposibil să i supui pe toți e la fel de greu pentru un invadator străin pe cât este pentru un conducător local. Dar în general, în cazul țării galilor, să observă o influență mai puternică a regatelor din zona de nord. În principal Gwyneth și de Hoibarth. Astea sunt cele două care își impun de-a lungul istoriei cel mai de supremația în cadrul lumii galeze și unul dintre primii oameni care încearcă să coaguleze mai multe regate este un rege aparent contemporan cu Ofa, Rodri Maur. Este unul dintre cei doi suverani galezi care au primit vreodată apelativul de cel mare. Rodri cel mare este cel care unește Gwyneth cu Powys și cu un regățel mai mic, Keredigen și formează un soi de federație, uh, în timp ce un nepot al lui Havel Gda, e, sunt doi de dâșuna, e minunată pronunția, Gda, uh, adică cel bun, este cel care uh, fondează de Hoibarth, acum apare regatul ăsta din zona de sud-vest a uh, regatului și totodată continuă opera administrativă a tatălui său, codificând legile tribale galeze. Este, dacă vreți, așa, Justinian cel mare al țării galilor. În ciuda uh, preconcepției legate de societatea asta tribală, că e o societate primitivă, că sunt niște înapoiați, galezii sunt de multe ori chiar cu un pas înainte, cultural vorbind, față de restul Europei medievale. Ei își păstrează aproape constant literatura lor specifică, ciclurile bardice, la au pe legendarul Anirin unul din barzii de legendă care l-au au inspirat, legendele astea ale lui Merlin, Tristan și Isolda, etc., au poeți de curte. Mulțumesc frumos unui amic care are specializare în literatură medievală pentru că mi-a făcut diferența între poet de curte, bard și jongleur și mim, cel care răspândea în rândul populației poveștile astea făcute la curte. Barzii erau oamenii care le cântau doar regilor ca să se liniștească aceștia, nu Aha. să plimbau, cum vedem în filme, pe la târguri să zdrângăne din lăută. Dar asta este literatura specifică țării garilor și iată, au și coduri de legi, au mănăstiri înfloritoare în perioada respectivă. Din punct de vedere al civilizației, nu sunt nici de cum în urmă, ba chiar am putea să spunem că sunt un pic în față. Au și un avantaj geopolitic de data asta, la sfârșitul secolului 8, când încep invaziile vikinge, țara Galilor este cea mai ferită regiune a Britaniei. Ăștia încep, bineînțeles, de pe coasta de est a insulei și până ajung în Marea Irlandei să se verse și asupra țării Galilor, mai durează ceva. Ținuturile galeze simt mai puternic prezența vikingilor, o 100 și de ani mai târziu de la începutul invaziilor respective adică prin 950-1000 este apogeul invazilor vikinge. bineînțeles că cel mai mult de suferit au insulele, chiar aceasta Anglesey insula sacra druizilor din antichitate suferă unul dintre cele mai puternice raiduri, în urma cărora sunt luați câțiva mii de prizonieri ceea ce la nivelul ăla de insulă și raportat la perioada în care ne aflăm, ne înseamnă depopulare aproape totală, adică băieții saltă pe toată lumea, hai că avem de făcut niște sclavie Uh, un pic mai încolo, uh, se pare chiar că uh, Ivar the Boneless, I Ivar cel fără oase, uh, cel legendarul fiu al lui uh, Ragnar Lothbrok, este cel care distruge principala fortăreață britonă din nord, Alt Knut, locul unde se uh, coalizaseră britonii în nord. Și uh, lucrul ăsta frânează, bineînțeles, și dezvoltarea regatelor galeze, Asta până când apare în uh, secolul XI, când reușesc când să se impună în fața vikingilor și sunt câteva victorii ale galezilor uh, în fața invadatorilor din nord, apare personalitatea lui Griffith Abhilvelin. Este, de fapt, singurul galez care a reușit vreodată să unifice sub autoritatea lui tot teritoriul țării Galilor. Băiatul ăsta domnește în, secol în prima jumătate a secolului XI și reușește la un moment dat chiar să capete o forță suficientă cât să înceapă să execute raiduri în teritoriul englez, că deja vorbim de un regat unitar al Angliei. A trecut domnia lui Ethel în partea cealaltă, așa că acum de la din Scoția și până la canalul Mânecii vorbim de același rege, ceea ce produce dezechilibru care rămâne apoi pe toată istoria de forțe între uh, suveranul de la Londra și suveranii din țara Galilor niciodată nu vom mai vorbi de un raport egal de forțe între cei doi. În cazul ăsta, cel care răspunde acestei agresiuni galeze este nimeni altul decât ultimul conducător anglosaxon al Angliei, Harold, Godwinson. Omul ăsta s-a bătut cam toată viața s-a bătut în toate direcțiile. Adică s-a bătut cu galezii, s-a bătut și cu vikingii, s-a bătut și cu normanzii. Cu ultimii n-a avut așa de mult noroc. În schimb, cu galezii, are o victorie totală în fața lui uh, Grefez și uh, în uh, urmare, dacă se pronunță altfel zi. Nu, eu Că doar mă uitam să văd dacă reușesc la fel de bine cum ai reușit și tu. Zău, am reușit? Ura, e o greșeală fericită. Atenție, nu sunt specialist în limba galeză. Dar Ai nu mai spune, noi... n crezut. <laughs> Adevărat. Bun, acum dacă chiar vreți o provocare, dacă n-aveți ce face cu un an în viața dumneavoastră, încercați să învățați galeză sunt convins că merge la agățat ceva teribil. Da, uite, dacă mi-ai mi ai ridicat o la fileu, dacă există printre dumneavoastră lingviști sau studenți la facultatea de limbi străine din București care studiază galeza, nici măcar nu știu dacă se poate studia la noi la Unibuc, dar, întrebat. dar dacă sunteți români din Anglia care știu foarte bine, corectați-ne, vă rog frumos, corectați-ne. Eu am spus din start că o să greșesc, așa că nici n-are Am ascultat și cu pronunție fonetică, cum am spus, încerc să nu te spăl. Așa că nu voi forța anumite pronunții, dar cert este că Griffith acesta este ucis apoi de ai săi. Harold nu l învinge, după care ai lui îl mierlesc frumușel, așa că această uniune personală realizată de acest rege se destramă imediat. Din fericire, au timp sub Bledin Up să uh, respire puțin, pentru că între timp, la trei ani mai uh, târziu după victoria asta, Harold este la rândul lui învins la Hastings și moare acolo în fața lui Wilhelm Cuceritoru. Dar este o bucurie de scurtă durată și este o falsă uh, speranță pentru galezi, deoarece după ce supune Anglia uh, anglosaxonilor, Normandul se orientează foarte repede și către țara Galilor și începe o invazie a sudului țării, nu vorbim de un stat unitar. Primul regat atacat este cel mai apropiat de frontiera engleză, Gwent, care este cucerit la mai puțin de 20 de ani după sosirea normanzilor, după care cade foarte repede și de Hoibarth și în felul ăsta se instituie o dominație aproape semi-permanentă a normanzilor, urmânți devine englezi asupra sudului țării galilor și în felul ăsta apare a doua linie de demarcație. Prima a fost șanțul lui Ofa, acum între regatele galeze din sud și alea din nord se instituie ceea ce se cheamă Welsh Marches, marca galeză, zona aia tampon între regiunile deja dominate de suveranii de la Londra și uh, regiunile încă independente ale țării galilor. Aici sunt așezați cei mai belicoși baron normanzi, regii care i-au urmat lui Wilhelm ceritor, au căutat să scadă pe cât se poate capacitatea războinică a nobililor care deja așezați în Anglia, nu prea mai au de ce să-și țină escorte armate cât de cât să-l sfideze pe rege, singurii cărora li se permite să rămână cât de războinii se poate și de fapt au o situație de semi-independență, sunt baronii din zona țărigalilor, respectiv cei de la frontiera cu Scoția ăștia sunt cei mai războinici, ei preiau metoda clasică folosită de normanzi în întreaga țară aceea de a-și construi inițial sunt mici donjoane sau chiar moti and bailey, adică faci o moviliță artificială pe vârful care trântești un casteluț, o fortificație de lemn și dacă îți dă mâna pui și un șențuleț în prejurul ei ca să o faci cât de cât ușor de apărat. Uh faptul că galezii nu sunt nici pe departe cei mai comozi supuși, diferența lingvistică este enormă, deci au trecut câteva sute de ani de la momentul când Imperiul Roman stăpânea toate regiunile astea, ăia care vin să cucerească, să uită la galezi exact cum ne-am uitat noi astăzi. Hă? ce ai zis mă? Nu se înțeleg aproape deloc, galezii au și un simț din ăsta de solidaritate sau cel puțin de închistare, sunt foarte regizi, nu prea se dau uh, de partea învingătorilor cu în ceea ce privește limba, în ceea ce privește legile, ei tocmai își respectă identitatea lor destul de bine conturată și atunci se dovedesc greu de, nu sunt greu de ucis, ăștia sunt greu de supus. Așa că suveranii englezi sunt nevoiți să tot trimită acolo rezerve și baroni care pun la un moment dat castel lângă castel, ajungându-se astăzi ca țara Galilor să fie statul european cu cea mai mare concentrație de castele raportat la teritoriul lui. Sunt peste 100 de castele într-un teritoriu relativ mic, Rămase, dar am citit la fel undeva, că îl facem din citite și auzite ace această emisiune. Ah, n-ai visat o seară? Cu siguranță, nu mi s-a arătat în vis. Ok. Uh, au fost undeva la peste 600 în teritoriul ăla mic. Da. Și au rămas, bineînțeles, astăzi 100 și ceva. Tocmai de asta am explicat că anumite castele nu erau de piatră, erau de lemn, erau niște fortificații, unele de proporții modeste, așa că e, e normal ca unele să se fi pierdut în istorie, Deși un arheolog priceput, dacă ar săpa, tot ar găsi urme, s-ar vedea urme de unde se găsește castelul respectiv, dar peste 100 dintre ele stau astăzi în picioare și pot fi vizitate. Deci, dacă aveți cumva vreți să vă luați un an sabatic, puteți să faceți asta un castel galez pe zi și v-ați ocupat o jumătate de an, leger. O vară cel Kern puțin. Gata. este probabil cel mai uh -huh. impresionant de dintre zi. ele. Construcția asta de castel merge până în perioada lui Edward I Longshanks. Deci, hmm. avem o construcție care ține vreo 300 de ani. Give or take. Wow. Uh, nu se întâmplă lucrurile așa deodată. Dar uh, pătrunderea asta a normanzilor în timpul lui William cuceritorul, deci nu suntem uh, în perioada secolului XIV, de Fed, apoi și de Hoibarth, cad la rândul lor și odată ce reușesc să-l aresteze pe suveranul din Gwyneth, se pare că ocupația normandă a țării este finalizată. Adică, la fel cum au trecut prin Anglia, la fel pare să treacă și prin țara Galilor. E bine, este o falsă impresie, pentru că un an mai târziu, după ce țara pare ocupată, în 1094, 19 izbucnește o mare răscoară galeză condusă de Griffith Absinen, care, uh, acela suveran întemnițat, care acum își rea tronul, este cel mai longeviv din câți am întâlnit eu suveran în țara galilor, a domnit până la 82 de ani. A murit în 1137, mm -hmm. omul fiind tinerel în momentul invaziei normande. Deci okay. apucă moartea lui Wilhelm Cuceritorul, moartea lui William Rufus și moare abia în cel timpul cel de-al treilea rege normand, el fiind acolo dinainte de cucerirea da. normandă, și ca peste tot în istorie, o domnie din asta îndelungată, bineînțeles că ajută la consolidarea statului respectiv. Uh, Owen Gwyneth este fiul său, care se aliază cu regele din Hoibarth, cu Grefeth ap Ris. Ap este patronim În momentul când vedem ap într-un nume galez, este fiul lui. Cum e Ăștia, Ibn la Ghibbon. Exact, sau Mac la Scoțieni. Uhum, ok. Uite, asta o uitasem, ăla din care acum s-a unit cu numele, înainte era separat. Era Kenneth Mac Alpen. Și era același lucru. Și fiul lui. Numele ulterior s-a unit Mac cu numele. Da, și după aia de aia când MC Galezii l-au păstrat în perioada medievală ca particulă de sine stătătoare. Uhum. Fie că e AP, fie că e AB cu B. Uhum. Am spus lucrul ăsta, pe mine pronunțiile mă depășesc. Eu prefer să fac cum fac începătorii la greacă veche, să folosească pronunția erasmică. Să citești cum să scrie. Ah, cum credem noi că se citea latina, la fel. Cum da, facem da, da, da. Pentru că, decât să fac niște chestii să nu se mai înțeleagă, prefer așa. Bun. Cei doi, suverani urmașului Griffith și cu Griffith din de Hoibarth, reușesc să organizeze forțele galeze deja disproporția de organizare între cele două nații este bătătoare la ochi. Normanzi în perioada aia posedă cea mai puternică forță de cavalerie din toată lumea creștină. Cavaleria normandă din secole 11-12 e o forță aproape de neoprit. Sunt echivalentul tankurilor cavalerii normanzi. Doar că, după cum știm foarte bine și din istorie și de mai multe filme istorice, nu se descurcă minunat într-o zonă deluroasă cu multe văișoare și mai ales într-o zonă unde plouă în draci cum este țara galilor. Pentru că un cal echipat greu cu unul în armură pe el nu se deplasează nemaipomenit pe noroi. Și e mai greu să șarjezi cu chestia asta, așa că armata trimisă de regele de la Londra ca să înnăbuși această răscoală se confruntă cu ceea ce galezii aveau de multă vreme pusă la punct, tactică de gherilă. Nu atacă niciodată frontal o armată engleză, preferă să imagine de pe laturi galezii posedând la vremea aceea dacă normalzi au cea mai bună cavalerie, ăștia au unii dintre cei mai buni, dacă nu cei mai buni arcași din toată Europa, folosesc arcul lung galez, de care mulți consideră că stă la originea longbow-ului englezesc. Uh, arc din lemn de tisă, e un procedeu destul de simplu, e un lemn foarte elastic și cu cât faci uh, suportul arcului mai mare, cu atât poți să tragi săgeata la o distanță mai mare în momentul în care arcașii tăi pot să nimerească ținta de la 2-3 km mai departe, exagerez, față de arcașii inamici, ești într-un avantaj net, că ăla când vine, ăla n-are ce să-ți facă și el deja încasează lovituri. Mm -hmm. Echivalentul pistolului în Indiana Jones și băiatul cu sabia. Cam așa ceva sau echivalentul luptelor coloniale britanice din secolul XIX când aia foloseau puști cu uh, semiautomate ce... în fața unora care dădeau cu suliți și cu săgeți. Mm -hmm. uh, Nemai fiind cazul să spun, dar totuși așa pentru imaginea plastică, ce țintă ușoară este unul călare pe un cal. Pentru un nene care stă cocoțat într-un copac în pădure, că legenda aia lui Robin Hood n-a apărut chiar așa degeaba, uh -huh. și care le ia frumos în arcului și trage. Yeah. Și presupunând nici că nu moară, la ce o să-i faci tu că l-are pe cal îmbrăcat în că armură în mor. zale, i-a cocoțat în copac. Un fel de proto-sniper. Da. Și uh, cu siguranță puteam să vedem uh, cavaleri transformați în arici, cineva <laughs> făcea exerciții de tir în ei, că bun, au și zalele alea la rolul lor, dar pe lângă distanță, arcurile astea mari au și avantajul că lansează săgeata cu foarte mare forță uhum. și are mari șanse să-i treacă lui prin zale. Cert este că strategia asta galeză de a folosi... Bun, ca să contrazicem o chestie care apare de des prin jocurile de strategie medievală, care ne-au format o idee. Nu există în nicio armată medievală, unități separate de sulițași, de luptători, spadasini, de, ar, de arcași, de cutare armata e un tot. Ai o linie de luptă formată, la un moment dat în spatele ei să trag arcașii ca să poată să nimerească, ăia stau să-i apere, dar nu muți unități separate de sulițași, spadasini și arcași, cum faci în jocurile de strategie. Ah, ok, nu, că nu știam, ce armatele, știam de... armatele acționează ca un tot. În linia aia de bătaie, unul are o sabie, unul o suliță, că nu se fabricau în serie ca să aibă toată lumea din toate, iar arcașul ăla și exersase profesia pentru că până în evo-mediu, galezii au preferat să vâneze în loc să practice agricultura. Mm -hmm. Și erau cătune care se mutau în momentul când cam epuizau fondul de vânătoare dintr-o zonă, se duceau în altă parte ca să aibă mai multă... Deci erau nomazi o perioadă. Seminomazi, semi. să zicem nu e vorba că n-a existat o așezare permanentă, nu vă imaginați niște tătari mergând prin țara Aici Galilor. Nici chiar în felul, da? nu, 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 nici poveste. Așezările erau durabile, dar da. la o perioadă, dacă simțeau ei că s-a cam împuținat vânatul în regiune, n-aveau nicio problemă să-și mute frumos așezarea în altă parte. Nu suntem în perioada când Wales devine o provincie liniștită a regatului englez ulterior a Imperiului Britanic, cultivată cu cea mai mare, cel mai mare număr de capete de oi per populație. Cred că își păstrează până azi recordul ăsta. De Scoția sau Irlanda de Nord știam ceva, dar nu mai țin minte exact. Nu știu că țara galilor sigur a deținut o să recordul. Verificăm. Nu știu dacă îl mai deținem prezent. Nu vă gândiți că are cel mai mare număr de oi din lume, că e o țară mică. Păi de cât suntem noi în București, suntem în toată țara. Da, dar raportat la numărul populației, aparent avea cel mai mare număr de capete de ovine. Uh, revenind în schimb, deci, suntem într-o perioadă în care băieții ăștia sunt învățați să trăiască cu puțin, își cunosc foarte bine teritoriul care e unul greu accesibil pentru străini și adoptă niște tactici considerate necavalerești. Adică nu se înfruntă așa unul la unul pe câmpul de bătaie, vine cum nu s-a așteptat nimeni de dar, dar nu stăteau ca proștii să-i secere cavaleria grea a normanzilor și în felul ăsta obțin Probabil cea mai mare victorie galeză împotriva unei armate trimise din Anglia, bătălia de la Krugmaur în 1136, anihilează armata regală trimisă acolo. Englezii pierd vreo 3000 de oameni, ceea ce în cifrele de atunci, când iară să nu extrapolăm, o armată medievală de 10.000 de oameni era o armată rară să pierzi 3.000 de oameni înseamnă aproape să-ți înjumătățești efectivele armate, care nu se refac așa ușor. Mai ales cavalerii nu pot să scoți alții din pământ. Așadar e un dezastru uh, care ulterior este uh, valorificat pentru că în uh, Anglia începe războiul civil de care am vorbit unul dintre primele între regele Stephen și împărăteasa Matilda, care avea considera că are dreptul superior de a moșteni tronul, galezii profită de asta ca să se organizeze, dar, din păcate, reușesc chiar să-și dea singur la joale. Regatul Powys se scindează după moartea regelui Madoc, în timp ce De Hoibarth reușește să se mențină sub Rhysab Griffith, care, însă, de data asta, abandonează strategia belicoasă, încep să devină și ei conștienți de dezechilibru de forțe, mai ales când. Uh, suveranul Angliei devine de fapt împăratul Angevin, mm. Henric al doilea Plantagenet, care are la domenii mai mari în Franța decât are în Anglia. Adică deja Anglia este posesiunea secundară. Uh, galezii să prind că nu-i bine să-l superi pe ăsta, să te trezești cu el prin uh, teritoriul tău și în felul ăsta caută cumva să temporizeze și să poarte tratative. Regatul care în perioada asta, suntem pe finalul, istorii politice a Țării Galilor, am ajuns deja în secolul XII și în secolul XIII ei dispar propriu-zis ca entități politice, vedem imediat. Gwyneth este evident regatul care conduce mișcarea de eliberare, Gwyneth și Powys rămân în perioada asta regatele libere și care încearcă să se scuture de sub dominația engleză iar cel care o va face în modul, la modul manifest va fi un alt hlvelin data asta up Ioverth numit și Favr sau Maur adică cel mare este mm -hmm. al doilea după Rodri care poartă titlul ăsta și din păcate și ultimul, ultimul domnește între 1200 și 1240. E foarte ușor, e ca Alexandru cel Bun la români. Ai niște date, 1400-1432. Îl ții foarte ușor minte ca domnie. Deci este contemporan cu unul dintre cei mai slabi monarhi englezi, norocul lui, cu John the First Lackland, Ioan I fără de țară, Uh, culmea, Ioan I, pe cât de prost a ieșit, este probabil unul dintre cei mai experimentați monarhi în treburile țării Galilor, pentru că el fusese numit de taicăsu, supraveghetor al țării Galilor, mm -hmm. sudul fiind sub dominație directă a coroanei engleze. Și atunci John știa cam cum funcționează treaba pe acolo, așa că el caută în prima fază să se apropie de Gales, se prinde că supui cu blândețea mai repede decât cu războiul. I-o dă lui Hlvelin de soție pe fica lui inelegitimă, Maria, și totodată încheie un tratat de pace cu el. În felul ăsta, Hilvelin poate să profite când suveranul din Powys nu e atât de inteligent ca el face raiduri, în uh, comitatele engleze de graniță, așa că John îl arestează. Deja, dezechilibru de forță a ajuns suficient de mare încât să nu mai fie nevoie să poartă o campanie, regele pur și simplu trimite o escortă armată care îl saltă pe ăla și îl aduce la Londra. Hlvelin profită de treaba asta ca să invadeze Poes și să reunească ce mai rămăsese din țara galilor independentă sub domnia dumisale. În schimb, după aia începe să schimbe un pic atitudinea și asta, după cum o să vedem imediat, nu se va termina cu bine. Așadar, Hilvelin, uh, profitând de necazurile succesive pe care le puteți afla dacă urmăriți podcastul despre Anglia, le suferă regele John în ultima parte a domniei, începe să atace comitatele engleze de margine, cum am spus uh, uh, Chester. Uh, Shropshire și uh, Herefordshire, mai ales uh, ceea ce provo uh, provoacă o reacție din partea regiului care îi arestează fiul cel mare pe Griffith ap Helvelin. Uh, asta e luat o static însă Hlvelin reușește să obțină pârghia perfectă în momentul în care baronii englezi se răscoală împotriva autorității regiului și îl obligă să semneze în 1215 da, 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 da. Magna Carta Exact. Magna Carta cuprinde anumite prevederi foarte favorabile galezilor, cum ar fi restituirea unor teritorii de ale ăstora, recunoașterea drepturilor lor de proprietate. Este un document în care, mergând iarăși pe principiul ăsta, dușmanul dușmanului meu e prietenul meu, baronii îi dau curs lui Hildvelin, care este în momentul ăsta principalul conducător galez, Fiind conștienți că au nevoie de el. Asta este ultima uh, chichiță, și e bine aleasă diplomatica galezilor. Se folosesc de orice fel de dușmănie are Anglia, fie ea și intestină, o folosesc în avantajul lor. Asta îi permite în anul următor lui Hilvelin să domine aproape întregul Wales, cu excepția lui uh, Ghent și al lui. Uh, de de Gent. Ghent. Nu, după Erging. Celălalt. Așa. Acestor două mici regate din uh, sud-estul țării, care rămân sub dominație engleză, inclusiv Cardiff rămâne uh, sub dominația englezească, restul țării se supune lucru consfințit de nou monarh englez. Henric al iii prin tratatul de la locul unde se face sosul, Worcester, așa, în 1218, dar deja se observă o evoluție a situației. Helvelin nu mai pretinde titlul de rege pe care îl pretinsese răcii de până la el, ci acela de prinț de Wales. Deja își recunoaște statutul inferior în fața monarhului de la Londra. Acum devine o chestie de supraviețuire, nu mai o chestie de prestigiu și cei mai de succes suverani galezi din istorie sunt aia care nu s-au îmbătat de o glorie celtică trecută când ei stăpâneau toată insula Marii Britanii. Așa? ci preferă să lucreze cu concretul și să, băi, e mai bine să ținem zona asta pe care o putem apăra ușor decât să ne angajăm forțele și așa reduse în încercări de recucerire a unor teritorii ancestrale. Unul singur a greșit că a folosit strategia asta, dar încă n-am ajuns la el. Bun, Situația merge bine până la moartea lui Hilvelin, deci din 1218 când e tratatul la Worcester și până în 1240 când moare ăsta, țara galilor, în mare parte reunită, cunoaște o perioadă de pace și prosperitate, ceea ce mediu era, era. bine. Mm -hmm. Pentru multe zone din Europa să ai 20 ceva de ani de pace este foarte bine, însă, ca de obicei când moare conducătorul respectat de toți, Ăștia își reau proastele obiceiuri de a dezbina, așa că fiul lui Hlvelin David Ab Hlvelin rămâne rege doar, doar în Gwyneth și pierde din nou dominația asupra restului regatelor. Urmează o serie de lupte intestine între mai mulți succesori ai acestui Hlvelin sau alți pretendenți, până când nepotul acestui rege, dar nu prin Dafid, ci prin un al doilea fiu, Griffith, iarăși este Hlvelin, dar este Helvelin al doilea din dinastia de Gvent, din dinastia de, pardon, i-a uh, uh, reușește să capete tronul. Există un nume al lui în galeză, dar nici măcar nu voi încerca să-l pronunț, care se traduce prin ultimul conducător. El ai pe undeva scris? Nu. No, okay. L-am văzut, nu m-am știind că nu o să am nicio eu șansă mă să -l... Eu știu că te e riscat, dar eu zic că le dăm destulă galeză oamenilor în momentul când o să ți faci tu acum uh, magia, <laughs> ca să nu să nu mai insist și eu. Acest Hlvelin ap este ultimul conducător politic în adevăratul sens al cuvântului al țării galilor. Omul vine pe tron aproape de 1260. Uh, în, încheie un nou tratat la Montgomery, de data asta suntem în teritoriul țării Galilor cu Henry al III-lea, care îi recunoaște stăpânirea asupra unui părți din țară, dar asta este un rege care a avut o domnie destul de tumultoasă, e spre sfârșitul domniei, a avut conspirația cu Simon de Montfort, Iar iarăși puteți să urmăriți podcastul cu Anglia. Așa că nu mai are chef de alte uh, prostii. În schimb, cu totuși cu tot o altă personalitate, este fiul acestui rege englez, Edward I. Longshanks, cel cunoscut ulterior și ca Hammer of the Scots, deși i-a ciocănit la fel de bine și pe galezi. În 1276, înainte să se implice în Scoția, Edward I., poartă o campanie fulger prin țara Galilor, unde după niște încercări de a rezista fusese foarte bățos diplomatic Hlvelin, când se trezește cu armata engleză în țara lui, se predă și urmează tratatul de la Aberconwy prin care mare parte din teritorii intră sub stăpânire engleză și Hlvelin își păstrează o stăpânire așa destul de șubredă. Asta nu foarte mult timp, pentru că în 1282 fratisul Daffed îl mănâncă undeva, să atace un castel englez, ceea ce provoacă reacția foarte scurtă a regelui Angliei, de data asta e doar long chance, nu se mai deranjează personal, îi trimite pe lor, lor zi de margine, dovadă cât de tare scăzuse puterea galezilor, uh, Lorzii de margine angajează o bătălie, dar orică se vorbesc cu unii din armata galeză, ori le reușește cumva și retlicul ăsta, îl separă pe Hlvelin de armata lui și la 11 decembrie 1282 acesta este ucis de soldații englezi, în felul ăsta căzând Ultimul suveran care avusese potențialul cel puțin de a uni țara galilor, frate Sudafid este capturat și el mai uh, târziu, în 1283, și este, o frumoasă expresie englezească, uh, drone and quartered. Este, uh, Îi se taie gâtul și după aia este rupt în patru. În felul ăsta, se trimitea cât un membru în fiecare zonă regatului ca să vadă toată lumea ce s-a ales de rebel. Cum a, cum a fost Ioan cumplitul? Da, Ioan văd cel cumplit, tras de patru cămile, pe Sultan îl interesa capul, cu restul corpului se puteau face diverse. În felul ăsta, la 1283, Eduard I este stăpânul necontestat al țării Galilor. Un an mai târziu, creează statutul din Radhan, prin care se anexează țara Galilor ea își păstrează o oarecare particularitate în cadrul regatului englez, iar la 1301 îl numește pe fiul său cel mai glorios monarh cu putință, Edward al II-lea, Prinț de Wales. Asta începe tradiția de care, iată, în prezent are mai mult de 700 de ani, ca moștenitorul prezumtiv al tronului englez, al tronului Angliei, să fie numit Prinț de Wales. Că titlurile alea pe care le poartă membrii familiei regale britanice în prezent, prinț de Wales, ducesă de Kent, de Cornwall, de Cutare, nu sunt aleatorii, ele arată clar o precedență la ordinea încoronării. Adică dacă s-ar întâmpla vreodată să moară primii 20 de membrii familiei regale britanice, ăștia ar ști care e al 21-lea cel care urmează să moștenească tronul. Prințul de Wales, cel care poartă titulatura asta, în prezent este William este cel care uh, e moștenitorul prezumtiv al tronului Marii Britanii. Cel mai lung titular al acestui post este actualul rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prințul Charles, a fost uh, vreo 50 și ceva de ani. 53-2023. Eh. Nu când că nu, nu, nu a da, făcut prins da, de când mă. ajunge Elisabeta Patron, e făcut prin anii 60. Da, uh, de, da. Este un om care a fost nevoit să se chinească să învețe galeză ca să rostească uh, proclamația Apropo, solemnă. Toți trebuiau să știe? Nu prea. <laughs> Vedem imediat de ce. Uh, dar el este deja în zona legii din 1967, Welsh Language Act, mm -hmm. și oricum Regina Elisabeta a avut politica asta înțeleaptă de a-și apropia. Uh, popoarele supuse, să zicem așa. My fellow canterman. Da, arătând o simpatie față de cultura lor. Charles a luat lecții de galeză mai înainte de a fi proclamat principe de Wales într-o ceremonie solemnă de către mămica lui. Așa, unde credea că la un moment dat, că o să și moară, probabil, văzând că mami nu, nu dorește să, să, să schimbe <laughs> tronul cu un sicriu. Uh, glumă de prost gust, Așa. Uh, Cam asta ar părea să fie a, sfârșitul Țării Galilor, însă spiritul belicos al galezilor, format în sute de ani, nu s-a cumințit brusc odată ce țara a fost ocupată. Băieții au încercat mai multe răscoale în decursul secolelor 13-14, mare parte condusă de urmașii dinastiei acestea din Gwyneth, până când ultimului membru, Owen. A, Owen și cumva, nu mai țin minte cum îl chema, este ucis culmea în Poitou, în Franța, pentru că băieții se refugiază din Anglia, asemenea celorlalte populații supuse de englezi de pe insulele britanice și ei au căutat sprijinul aliatului natural, dușmanul tradițional al Angliei, Franța. Uh -huh. Și de multe ori au încercat să atace cu soldați strânși în Franța, în felul ăsta, niște agenți ai regelui Angliei merg în 1368 în Poatu și îl mierlesc pe ăsta care e ultimul reprezentant al dinastiei, ceea ce nu înseamnă că s-au stins toate neamurile regale. Uh, un mic nobil galez, Owen Glendower sau Owen Glendower la Shakespeare, uh, descendent se pare direct din Rodri Maur, din primul suveran galez cu titlul de cel mare cu sute de ani în urmă și cu o ascendență pe care el o, o socotea până în perioada romană. Deci, cu un pedigree absolut senzațional, profită de condițiile de instabilitate de la urcarea pe trona lui Henric al iv -la de Lancaster pentru a declanșa o ultimă mare răscoală în țara Galilor. Răscoală care, suprinsându-l pe Henric cu forțele slăbite, și angajate oricum în mai multe direcții reușește să progreseze nu numai că este cuprinsă toată țara galilor și cu sprijin francez de data asta, dar la un moment dat, prin victorile obținute, Owen Glendover pare să aibă cale liberă către Oxford și să ajungă mai departe decât a ajuns orice alt conducător galez. Din păcate, ăsta este monarhul care e precaut când nu trebuie să sperie de faptul că își întinde prea tare de aprovizionare și se retrage, ceea ce îi dă timp fregatului Angliei net superior ca resurse să se regrupeze. Anglia aici se pare că face prima oară în istorie ceea ce ulterior a făcut atât de bine, instituie o blocadă navală asupra țării Galilor, flota engleză E în superioară pentru că nu are adversar, nu există o flotă nu galeză. Așa. Uh, nu, dar ar mai putea fi flota franceză. Dar, din păcate, cu tot respectul pentru Franța, de regulă și-au cam luat o păcoajă Când a fost vorba de bătălii navale, în felul ăsta blochează orice fel de ajutor pentru Wales. Apoi, mobilizându-i pe baronii de graniță care încă nu fusese răsupuși și trimițând întăriri de la centru, reușesc așa meticulos, meticulos, în vreo 10 ani aproape. A durat un pic să supună toată țara. Owen Glendvir n-a fost capturat propriu zis, dar el ajunsese de la omul care ar fi putut să uh, reîmpartă insula Marii Britanii la un soi de uh, luptător din munți, așa, un soi de tâlhar local, care mai mult fugea să nu fie prins decât se mai lupta Propriu -zis, mai ales după ce și-a pierdut principalii nobili care îl sprijineau, care îl sprijineau și odată cu el s-a îngropat pentru vecie orice idee de independență galeză în perioada medievală, însă ei și-au luat o revanșă strălucită în dormitor. Un galez foarte frumos, nu intru în detalii, s-a căsătorit cu o membra a familiei regale britanice, din speța asta apare o familie inițial destul de obscură, Tudor. Jasper Tudor se uh, bagă în uh, conflictul ăsta cu Henry al IV-lea, uh, ceea ce va degenera foarte repede în binecunoscutul război al rozelor. Între timp, în Wales se dăduseră legile penale care le interziceau galezilor să mai poarte arme, ba interziceau și englezilor căsătoriți cu femei galeze să mai poarte arme ca să se asigure că îi neutralizează păștea. Uh, însă, mercenarii galezi sunt, bineînțeles, folosiți copios de ambele tabere, atât de York cât și de Lancashire, uh, Lancaster, pardon, în uh, Războiul Rozelor, până când, deodată, acest nepo un nepot al lui Jasper Tudor, Henry Tudor, debarcă cu armată în țara Galilor, de unde era el și reușește să-l înfrângă pe Richard III-lea la Bosworth Field și în felul ăsta pune pe tronul de la Londra o dinastie care de fapt este galezo-engleză. Mm -hmm. Și în felul ăsta, galezii cuceriți își trimit sângele direct pe tronul britanic, unde rămân până la Elisabeta, pentru că Elisabeta este ultimul descendent, însă tatăl ei, Henrica Loptulea, este cel care integrează definitiv țara galilor în corpul Angliei prin legile Laws in Wales Acts, folosesc termenul englezesc pentru că e cel mai corect, 1535-1542, țara galilor este integrată în teritoriul regatului Angliei. Asta explică de ce steagul gales pe care îl vedem astăzi, dragonul la roșu pe fundal alb-verde, nu apare în steagul Union Jack, nu apare în steagul Regatului Unit pentru că la momentul unirii dintre Anglia și Scoția Țara Galilor face parte integrantă din Anglia și steagul M -m ei nu mai există în perioada medievală. Totodată, prin aceste legi de unificare limba galeză a fost scoasă din administrație, ceea ce explică declinul ei în secolele următoare până la depresiunea de care am vorbit în 1981. Predau legătura stimabilă. Da, chiar dacă Țara Galilor It ceases to exist, ca să vorbim um, în termenii aferenți acestei uh, țări despre care vorbim astăzi, nu mai există din acel moment. Uh, băieții au creat anumite lucruri și sunt inventatori a unor chestii fără de care noi nu ne-am prea putea descurca, chiar dacă sunt mai puține, față de o, o să vedem imediat la Scoția, acolo e ceva și pe mine au când am stat să citesc despre ce au inventat scoțienii. Uh, zgârciți, zgârciți, dar uite că au reușit. Și avem. Ce crezi tu că e cel mai important lucru inventat de galezi? nu. Ziua de muncă de 8 ore. Robert Owen, în perioada industrială 1800, undeva la 1810 inițial, el, știi și tu cum erau fabricile când puneau copii în mine sau puneau copii da, să Da, și mai ales pentru că țara lor avea cele mai importante zăcăminte de cărbune din insula Mare Britanie. Acolo s-au și centrat industrializarea perioada Revoluției Industriale, deci da, cunoșteau un program foarte dificil de lucru. Cine citește Charles Dickens să își dă seama cum trăiau oamenii care munceau. În 1810 el propune, acest Robert Owen era un fel de socialist utopic în perioada respectivă, așa-l numesc arhivele, propune inițial ziua de muncă de 10 ore în 1810 și schimbându-și ulterior când a aflat și el că se poate împărți 24 în 3 măsuri egale, 8 hours of labor, 8 hours of leisure and 8 hours of rest. În traducere, 8 ore de muncă, 8 ore de relaxare relaxare și 8 ore de odihnă. Un lucru fără de care noi n-am putea rezista astăzi. Și principiu valabil tehnic până în ziua de astăzi, dacă nu ești la corporație. <laughs> Corect și asta. Un alt lucru despre care n-am găsit prea multe citate este microfonul. Ăsta pe care îl folosim noi astăzi. 1878. David Edward Hughes îl inventează, tot galez. Și um, un lucru care mai degrabă merge spre consumerism, un domn pe nume Price Price Jones inventează livrarea produselor prin poștă. E poftit. Până atunci mergeai la, cum eram noi în perioada comunistă, noi până de curând, de fapt, avem această idee, te duceai frumos, te uitai pe catalog, până la 1861 inventează băieții ăștia... Uh, livrarea produselor prin poștă, nu mai trebuia să mergi să vezi mașina de spălat, uitai pe catalog, da, uh, mâine o primiți. Asta în Anglia. Ulterior băiatul și-a dezvoltat și în SUA, Canada și alte țări anglofone. Dar e interesant ce mi-a trezit mie interesul. Ce mi-a trezit mie interesul este că Nicolae C. Giurescu, în jurnalul său de călătorie... Nicolae Giurescu? Uh, -mă, Constantin C. Giurescu, în jurnalul său de călătorie merge în America în 1968 uh, intră în contact cu acest tip de comandare de comandă a produselor prin poștă, ceea ce la noi atunci era navă spațială și el este la fel 2000, el 2006, la ei avea 100 de uimit la ei deja avea 100 și ceva de ani și noi abia după 90 am putut să experimentăm dar nu mai vorbim de cum vedeau ei românii plecați în anii 60-70 în America cum vedeau care la conservă. Cam astea sunt lucrurile inventate de galezi. Dacă am omis ceva, nu uitați să ne sesizați. Și încă un lucru. Țara Galilor este și, deși asta vorbesc inițial, este locul în care există cel mai lung cuvânt care denumește o localitate. Este cel mai lung cuvânt din Europa, al doilea din lume. Ei bat Maori din Noua Zeelandă. Te las să te încălzești că eu cred că final mai bun n-are cum să fie decât cuvântul ăsta. Eu voiam să mai menționez că între cei mai mari poeți din Wales este considerat de a fi Daffeth Ap Gwelyn. Este un poet din secolul XIV aproximativ. Totodată există o mare populație galeză. Mare, e o comunitate galeză importantă în, penisul, în provincia Ciubut din Argentina. Pentru că ei la un moment dat s-au subscris politicii coloniale a Imperiului Britanic, așa că o mare uh, comunitate de galezi a fost trimisă în, penisul, în uh, pe, tot îi spun în provincia Ciubut, până astăzi acolo se vorbește și Welsh. Uh -huh. Așa, unul din cei mai mari pirați ai istoriei, al cărui nume refuză să-mi rămână în minte este de origine galeză și și-a ales un secund tocmai pentru că era singurul care vorbea galeză împreună cu el și se putea înțelege. Uh, și tot din țara galilor ne-au venit o serie de personalități din perioada Imperiului Britanic și ulterior. Uh, premierul David, David Lloyd George, premierul Marii Britanii, Imperiului Britanic din primul război mondial, e de origine galeză. Sir Anthony Hopkins, unul dintre cei mai mari actori ai istoriei, wow. este originar din țara galilor. Doar ca să enumerăm așa câteva personalități, sunt probabil cei care au uh, creat una dintre cele mai simpatice, după mine e cea mai simpatică rasă de câini, ciobănești Corgi. Câinii ah. reginei sunt ciobănești galezi. Wow. Uh, am avut ocazia odată să gust de la o prietenă. Uh, acele gofr galeze am uitat Welsh cake sau nu mai știu cum se numesc arată ca niște gofr dar sunt cu stafide, sunt cu un aluat foarte pufos, sunt absolut delicioase sunt pe post de mic dejun cel mai adesea pe la băieții ăștia e una dintre țările cu volumul cel mai mare de ploaie chiar și pentru insula Marii Britanii în țara galilor plouă mai mult decât în restul insulei, adică dacă vă duceți acolo, duceți-vă pregătiți pentru ploaie, indiferent în ce sezon vă duceți. Ah, ah, Ar fi okay. preferabil să nu faceți iarna oricum, că dacă stai prost cu depresia. Uh, au încă <laughs> foarte multe drum, drumuri lăturalnice de o singură bandă și ceea ce uh, sperie la drumuri legaleze este faptul că au tufișuri în alte de câțiva metri pe marginea drumului, deci dacă stai prost cu claustrofobia, nu o să te simți minunat pe un drumuleț dintre ăsta care te flanchează pur și simplu cu shrubbery, cu uh, tufișuri, însă drumeagurile au mici refugii la un moment dat, unde dacă întâlnești o mașină venind din contrasens, nu e nicio problemă, dar un pic cu spate, găsești refugiu, tragi acolo și îl lași pe om să treacă liniștit. Au un program destul de arhaic în privința magazinelor, mai ales în zona rurală, în zona provincială, Wales, la 6 s-a închis tot, iar uh, e bine de, de știut lucrul ăsta dacă vă duceți pe acolo. Dar altfel, e o zonă absolut pitorească a Europei, e unul dintre cele mai exotice colțuri de Europa pentru noi din România, e una dintre cele mai exotice limbi ale Europei, asta nu doar pentru noi, cam pentru oricine nu face parte din lumea celtică, e o limbă care și-a păstrat niște particularități sau mai degrabă a respins majoritatea influențelor. În momentul când se vorbește în galeză, chiar nu știi de unde să o apuci. Da, subscriu la asta. Așa, și dacă vreți vreodată o provocare, faceți un concurs cu prietenii. Există jocul ăla când trebuie să tai cu gura deschisă să pronunți cuvinte. Nu-i nevoie da. să mai folosiți instrumentul ăla. Încercați să pronunțați cuvinte în limba galeză. Da. Eu mi-am petrecut o lună încântătoare făcând asta și acum te rog frumos o demonstrație. Mi-a luat și mie ceva, D trebuie să recunosc. Este o foaie pentru un singur cuvânt, cum am spus, este, are 50 și imediat, că nu mai ți emite, 58 de litere, îl bate un cuvânt care nici nu m-am chinuit să-l citesc măcar, din uh, zona Noua Zeelandei, în Maori, 84 de litere. Acesta, galez are 54 de litere și 18 silabe, denumește o localitate, uh, cum am zis, al doilea cel mai lung din lume, cel mai lung din Europa și singurul care denumește o localitate, se numește astfel. Nu pot, fără, n-am cum să-l pronunț. Nu-ți cere nimeni. E interesant sunetul pe care îl regăsim de patru ori. Sunetul Oarecum. Corectați-mă. Jean Vair, Bulș, Gingel, Scogheri, Huirn Gogo, Goh. Sănătate. Să ne mulțumesc. Nu am făcut eu la mișto, să forțez, să mă dau așa. Goh. Trebuie să fie goh. Și ce înseamnă? The Church of Saint Mary at the Pool of the White Hazels near the Fierce Whirlpool and the Church of Saint Tesselio of the Red Cave. În traducere, că am vorbit până acum breș, ce am vorbit noi Biserica Sfintei Maria de la Balta cu Aluni Alpi de lângă cum am traduce Whirlpool Whirlpool Iazul de lângă Iazul nemfricat și Biserica Sfântului Tisilio de lângă Peștera Roșie Bine, Whirlpool e tehnic o viroagă dar mm. să nu complicăm mai mult decât e E interesant că ei uh, îl numeau. Am și o întrebare. Câte bere a care a dat denumirea asta? Păi e un băiat care era croitor pe la 1880. Locul se numea doar Van Weirpulsch Ginghils. Foarte simplu. Da. Uh, dar a hotărât să-i mai adauge câteva litere. El, dumnealui, a adăugat puncte de reper de lângă zona Și o întrebare. Respectivă. Dacă cumva te îmbeți în țara Galilor și ai ghinionul să stai aici, cum explici celuia de la Uber? E, de nu, zi, la Uber e simplu că dai pe hartă. că Dacă eram mai demult și trebuia să spui taxiului. Cel mai probabil îi zici drumul la cel mai. Loc, da, <laughs> da. E amuzant să vă uitați, dacă nu v-a plăcut cum am pronunțat eu, să vă uitați la băieții de la vreme din țara Galilor la emisiune de vreme un fel de. Asta cred că ar trebui să fie în interviu de angajare la buletinul mm -hmm. meu în țara Galilor. Zi cum e vremea aici. Da. Și cam atât despre țara Galilor. Dacă am, dacă am omis ceva. E, dacă. Sigur am omis ceva. Și nu uitați, Dar totuși țineți cont că noi facem emisiuni de popularizare și vorbim de una dintre țările cele mai îndepărtate cultural de România din Europa. Deci una dintre, nu cea mai una dintre. deocamdată. Și până data viitoare la Scoția, în câteva momente, Jan Gogeri, Santisilio, Gogo, Goh. A început să-ți placă. Da, să știi că mi-intră în sânge. <laughs> La o treabă, n-aș fi zis vreodată că Scoția este mult mai comodă, dar față de pronunția galeză, pe cuvântul meu, cuvintele din Scoția sunt plimbare prin parc, la propriu. Trecem la uh, statul cel mai bine individualizat, probabil, în uh, ceea ce privește cultura, sau uh, numărul de oameni care au auzit măcar ceva despre Scoția în ansamblu mapamondului. Eu pariez că e mai cunoscută și decât Anglia, propriu zis, la nivel mondial, tocmai prin stereotipurile care sunt asociate scoțienilor. Zgârcenie, încăpățânare, un stil dintre ăsta mai plictisitor un pic de a fi, dar totodată niște oameni foarte duri, foarte rezistenți, singurii bărbați din Europa purtători de fustițe. Valeu! Așa cel puțin în mod tradițional, chestie respectată și de monarhia britanică și totodată cu siguranță cei din insulele britanice care le-au dat cel mai mult de furcă englezilor în expansiunea lor până la a dobândi supremația asupra insulelor britanice în ansamblu. Și dacă nu mă înșel, sunt și, în primul rând, Welcome to Scotland, da. ca să adoptăm accentul respectiv. Sunt și Scoția este țara cu cel mai mare număr de roșcați, undeva la 650 de mii au făcut băieții un studiu. Nu era Irlanda? Nu, este Scoția aparent. Ok. 650 de mii de roșcați, dar 1.600.000 poartă Gena, pentru că Gena poate să fie... Reapară la a, da. a doua, a treia generație. Deci un popor deosebit din punctul meu de vedere. O să vedem ulterior la invențiile pe care le-au făcut băieții ăștia, dacă fără anumite lucruri de la țara lor n-am fi putut trăi, uh, scoțienii dau uh, răgnetul în... Or, dau moda, de fapt, în ar. multe ar. Și nu mă așteptam să fiu un popor atât de ușor de trecut cu vederea, dar atât de important în istoria modernă și contemporană. Pentru că toți suntem la jumătatea podcastului, să zicem, și câteva bancuri celebre Correct. cu scoțieni. Pornind de la invazie vikingă în Scoția, se întâlnesc un viking cu un scoțian pe câmpul de luptă și scoțianul îi spune Ar, you have come here to die! La care vikingul răspunde No, I have come here yesterday. <laughs> <laughs> Au, eu știam cu australianul. Tot așa, când se duce în armată în Afganistan sau în Ponea. Soldier, did you come here to die? Nu, no, Sau așa merge. Uh, varianta 2, cu un scoțian pleacă noaptea de la pub local și își luase și o jumătate de whisky pentru acasă. Noapte, ploaie, pietre ude, întuneric, nu-i atent, alunecă, cade în fund și când cade în fund simte ceva umed așa pe picior, pune mâna, te rog, doamne, dă să fie sânge! <laughs> 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 oh, Vis-a-vis uh, -vis de zgârcenia scoțienilor, un jurnalist străin se hotărăște să verifice stereotipul, merge în Scoția, bate la uh, ușa unei ferme, apare fermierul, puteți să-mi dați și mie un pahar cu apă, ăsta iese cu o oală de porțelan plină cu lapte, uh, îi dă ăsta, bea încântat, ce doamne, trebuie să mă recunosc că... Uh, uh, siderați. Eu știam că este o țară de oameni săraci și iată, cere apă și să ce lapte, la care scoția nu așa sictirit. Păi dacă a picat un șobolan el de dimineață și oricum mai bea nimeni, ăsta speriat scapă vasul care se sparge, la care scrie, E poftim! După ce că îi dai lapte gratis, îți mai sparge și oala de noaptea bunicii. <laughs> <laughs> Vai! <laughs> Frumos. Astea fiind doar trei ipostaze Ale uh, scoțienilor Mergând până la cel mai frumos Banc de scoțien pe care îl știu Eu până acum, niște turiști americani Merg prin Highlands, prin zona mai sălbatică A Scoției, găsesc un cătun dintr ăsta, cu un mic pub Intră în pub și în afară de barman Nu mai e decât un bătrânel scoțian Într-un colț și uh, tinerii, bineînțeles dorind să facă conversație, se apropie de bătrânel. Bancul merge doar în limba engleză sau oricum merge mult mai bine limba engleză, adică îl spun intenționat în engleză. Uh, sorry, sir, you're from around here? Of course I'm from here, my lad. You see the pub here, I build the pub with my own bare hands. But do they call me Angus, the pub builder? No! You see the bridge over the river there I build the bridge with me on bare hands but do they call me Angus the bridge builder no but you fuck <laughs> one sheep <laughs> <laughs> Oh 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 <laughs> Da, iată se confirmă că eu îmi adrecer mai pune bancul cu scoțienii existente a se înțelege bancul pentru ceea ce este. Este o glumiță, este ceva făcut să detensioneze atmosfera și face parte, într-adevăr, făcea parte altădată dintre glumele etnice, dar acum, între doameni oameni civilizați, indiferent de unde vin, părerea mea e că se poate face schimb de bancuri dintre astea fără să existe resentimente. Da, sunt recunoscuți pentru o parcimonie extremă, lucru care poate fi explicat și prin geografia țărilor. Nu este țara unde se te aștepți să ai recolte în belșugate. În primul rând, să vorbim un pic de împărțirea Scoției, că spre deosebire de țara Galilor, care e relativ uniformă în a avea un relief relativ accidentat, Scoția diferă foarte mult între partea de Lowlands, de zona e, ed dintre Edinburgh și Glasgow, zona din sud a țării, care este o zonă de câmpie relativ fertilă, propice agriculturii, și zona din nord cunoscută de Highlands sau Podișul Caledoniei, care este una dintre cele mai vechi formațiuni muntoase din Europa, că face parte din orogeneza caledoniană, fiind o zonă greu accesibilă, aproape imposibil de făcut agricultură pe suprafețele alea, se pot crește celebra rasă de vită scoțiană aia cu părul în freză, cu părul în ochi, sau oile specifice Highlands, și mai există o a treia parte, zona insulară, compusă din arhipelagurile Orkney, Shetland, Hebridele și insulele de pe coasta de vest, probabil cea mai cunoscută fiind insula Sky. Mm -hmm. Așadar, asta este dispunerea Scoției, evident că asta rezultă și de o diferență de temperament. Cei din Lowlands sunt cei mai uh, anglicizați, dacă vreți termenul ăsta, în timp ce ăia autentici, considerați așa, cei despre care s-au spus majoritatea stereotipurilor, sunt cei din Highlands. Highlanderii, celebra serie de filme Highlander. Uh, așa, uh, mai era băla cu neburit nemuritorul cu uh. tot un scoțian din ăsta care tot învie, nu știu să spun exact ce și cum. Rob Roy știa. Rob Roy la fel. Uh, toți ăștia sunt din Highlands. Sunt prototipul scoțianului. Noi ne-am făcut o imagine a scoțianului. Este de fapt o imagine foarte localizată. E un anume tip de scoțian și ăsta nu este nici pe departe singurul. Și o să vedem cam cât de diferite sunt și după evoluție istorică. Și aici ca și în cazul Țării Garilor, pornim cam tot din perioada romană, cu mențiunea notabilă că spațiul scoțian, grosso modo vorbind, este singurul teritoriu din insula Marii Britanii care nu a fost cucerit vreodată de romani, cel puțin nu integral. Romanii au avut o perioadă de expansiune <coughs> spre nord, dincolo de zidul lui Hadrian, în următoarea zonă unde se strâmtează uscatul, îmi scapă exact denumirile, mai există un zid al lui Antoninus Pius, făcut în perioada ulterioară, dar abandonat foarte curând, pentru că nu puteau să-ți facă fața atacurilor picților, denumirea asta de picți, dată locuitorilor originari ai podișului Caledoniei și ai zonei mai de câmpie, este denumire romane, foarte simplă, sunt cei care își pictează fețele. De altfel și Britania în sine era în limba celtică, țara celor care se pictează pe față. În perioada antică, așa cum s-a întâmplat culmea și în perioada modernă, era văzut ca un ținut mai conservator. Fiind insulă, fiind cumva la marginea lumii cunoscute, aici lucrurile se petrec mai lent. Iuliu Cezar, de exemplu, este siderat de faptul că ăștia încă folosesc care, cum foloseau, foloseau care de luptă, cum foloseau războinicii de la Troia. Carul este abandonat în momentul în care oamenii pot să călărească, pentru că britanicii nu au rase de cai suficient de puternice cât să poarte oameni, folosesc un soi de pedestrime mobilă, ca de fapt astea sunt carele de luptă, lucru care, uh, imaginați-vă că pentru lumea antică era ce e pentru noi astăzi lumea antică, să vezi un car. Era aici uh -huh. prost, a înviat Homer, uite-l pe Ahile, în car. Oamenii erau absolut fascinați de înapoierea asta a britanicilor și picții sunt probabil una dintre cele mai exotice populații pentru Imperiul Roman. Romanilor nu, e, nu știu dacă le este clar cât de mare este țara picților, dar cu siguranță își fac ei un calcul că nu merită efortul. Pentru cât de săracă e zona și pentru cât ai dracu sunt locuitorii, nu merită să te pregătești, plus că armata romană află foarte repede că o victorie în Scoție este preludiu pentru o înfrângere. Că dacă merge bine la început, stai un pic. Și în perioada recentă s-au făcut două filme, este Vulturul Legiunea 5 a da. mi se pare, și mai este, cred că unul este simplu Legiunea. Ultima Legiune, dacă nu mă înșel. Uh, sau Ultima Legiune, asta e ceva extrapolat, Last Legion, e o chestie trasă rău de păr. Vulturul Legiunii, în schimb, s-ar vrea o chestie mai istorică, Evident, am definit chestia asta cu filmele istorice, o voi repeta de câte ori e cazul, sunt făcute să strezească interesul pentru istorie și nu sunt bune de folosit ca manual de istorie, sunt mult extrapolate, dar aceste două filme arată, probabil, așa o imagine de cum s-ar fi simțit un legionar în uh, uh, Scoția, în perioada Antichității. Ultima legiune are legătură cu zidul lui Hadrian, mai puțin cu Scoția. Uh, inclusiv Braveheart, cel poate cel mai cunoscut uh, film cu un personaj scoțian, are o greșeală. Mare băieții ăștia vin pictați și în haine care sunt demodate de 1000 de ani aproape. Iată. Da, sunt uh, licențe dintre astea ca să le facă mai spectaculoase <coughs> pe peliculă. Perfect scuzabil din perspectivă cinematografică, dar e bine întotdeauna să facem diferența între ce e cinematografie e amuzament și ceea ce este istorie. Nu înseamnă că se ceartă una cu cealaltă, doar să nu le amestecăm. O mențiune dacă aș dori să o fac ca pasionat de film. Cine film? Cine film, pardon, da scuzați emoțiile. Rob Roy, încercați să vedeți Rob Roy, uh, pentru că a avut uh, nenorocul de a se lansa în același an cu Braveheart și lumea nu prea l-a privit cu ochii Da, boni. e drept că e un film care a fost surclasat și pe nedrept. Să spunem și mai există Outlaw King cu Chris Pine, uh -huh. apărut în 2016 despre personalitatea lui Robert the Bruce, cel care a obținut independența Scoției față de Anglia, dar suntem mult în față față de expunere. Um, avem o situație uh, un pic altfel la momentul retragerii romane. Scoțienii nu au fost cuceriți niciodată. Bun, la momentul în nu vorbim de Scoție, vorbim de picții. Picții, în momentul în care văd că romanii se retrag, capătă curaj și încep să facă din ce în ce mai des incursuni la sud de zidul lui Hadrian, ceea ce făceau și în perioada provinciei. Adică erau cunoscute raidurile astea, se văd și în filmul King Arthur uh, cu Kira Knightley și Clive Owen. Uh, Însă, după aia au și ei de suferit din cauza invazilor anglosaxone. Pentru ei situația e un pic diferită față de uh, galezi, pentru că cel puțin ei se află într-o extremă. Este o replică din Game of Thrones. When you're all the way north, there's only one way you can go. Mm -hmm. În momentul în care south. ești în extrema nordică, n-ai decât o direcție în care poți să mergi. Ei, cel puțin pentru prima parte, n-au de apărat decât sudul. Țării, unde situația este în felul următor. Picții se trezesc în secolul 6 cu o invazie din vest, din Irlanda, din zona Ulster, de unde vine tribul scoților, scotii, cei care fondează aproximativ în zona Argyll and Bute din Scoția de acum, este zona aia cu o grămadă de golfulețe dinspre Oceanul Atlantic, fondează regatul Dalriata, care este strămoșul Scoției actuale, în partea lor de sud se, înveci, se învecinează pe de-o parte cu Hen Oglecht, ca să mai o odată pronunția de galeză, sau alt Clut, ăsta mm -hmm. e mai simplu, de uh, regatele britonice din vechiul nord. Foarte mișto de numirea asta de Vechiul Nord, asta e tot transpus în Game of Thrones cu Regatul Nordului, care păstrează vechii zei, sunt ei mai vechi, că am uitat să menționăm chestia asta, galezii sunt cea mai veche populație de, din insulele britanice. Mm -hmm. Ca parcurs istoric, ei au istoria cea mai îndelungată, înainte de englezi, de scoțieni sau de irlandezi chiar. Că și irlandezii au mai suferit niște mici amestecuri, să spunem așa. Um, deci au regatul Stretch -Clyde, care se află în extrema lor sudică și după aceea, bineînțeles, mai apar uh, băieții ăștia anglosaxoni din Bernisia și Deira, care se unifică sub domnia lui Ethelfrith, sub regatul Northumbriei care devine unul dintre principali adversari ai, Scoț ai Scoției viitoare, numai înainte de, bineînțeles, invaziile vikinge. Dintre toate ă, țările, regatele, națiile, cum poftiți, de pe insula Marei Britanii, scoțienii au avut cel mai mult de furcă cu scandinavii și cu invazile lor, au avut de furcă aproape imediat după Lindisfarne, deci suntem în secolul 9, și au terminat cu ei până în 1500, definitiv, sau cu moștenirea lor, pentru că având partea asta insulară a Scoției, alea au fost aproape imediat ocupate. Orkney, Shetland, Hebridele au zburat aproape instant de sub controlul uh, nativilor, să spunem că e prematur să vorbim de scoțieni, pentru că dacă era oricum greu să-i bați pe vikingi pe uscat, pe mare, era inimaginabil să te confrunți cu flotele vikingi, dreptul mare, insulele sunt care dispar. Mă rog, insulele mici, că Marea Britanie e o insulă în sine. După care urmează raiduri inclusiv în teritoriu, ceea ce îi determină la un moment dat pe conducătorii picți și scoți să caute unirea. Nici până azi nu s-au lămurit istoricii, băi, au cucerit scoții pe picți, picții pe scoți, cert este că undeva în secolul al IX-lea, Vorbim de prima oară de un regat unitar al Scoției, care nu corespunde teritoriului Scoției actual. Este format din Lowlands și o parte din Highlands. Zona de nord este sub dominație vikingă, inclusiv moțul insulei Kate, zona uh, Kate and Sunderland, cred că se cheamă pe acolo. Uh, moțul insulei Marei Britanii este tot sub dominație scandinavă. La momentul respectiv, <coughs> cel care reușește să cimenteze Uniunea asta este primul rege scoțian, tocmai vorbeam de particula asta care dă patronimul Kenneth McAlpin. Inițial asta de alpin. numele se scria în trei, Kenneth Mac Alpin. Hmm. Kenneth fiul lui Alpin, după care a devenit McAlpin și dă MCU. Ăsta hmm. e un celebru lanț de fast-food care are MCU-ul ăsta. Ah, în față da, noi dăm adică că nu ne sponsorizează. Nu, dar putem să cântăm melodia All McDonald Head a farm, iai yeah, iai yeah, ho. Yeah. MC-ul ăsta din față este un prefix care indică patronimul. Da, este fiul lui. Mm -hmm. poate ușor, foarte ușor să rezonăm cu zona Moldovei. Aiwan, a Apeti, da, prefixate. Da, da. da? Asta este mecu, ul una, probabil cel mai evident uh, prefix scoțian de nume. Deci în momentul dacă când vezi un Mac în față, e clar de unde vine. Oricum de s-ar fi născut dumnealui. Da, 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 bun. Sunt răspândiți ulterior pe jumătate din lume. Dar să nu ne grăbim. Fiul său, domnul al doilea Macalpin, este cel care poartă pentru prima oară denumirea, nu de rege al scolției, ci de rege al albei. Pentru că Alba se intitulează acest regat inclusiv în film, filmul Braveheart, una din puținele replici date în Scottish Gaelic, în galeza scoțiană, este Alba cu adică mm -hmm. în Victorie Scoției. Scoția către Biruință. El este cel care consolidează unitatea regatului și începe să uh, răspundă amenințelor externe. Uh deși ar fi părut să fie favorizată geografic, că se află în nord, acum Scoția de fapt este prinsă între dușmani, că i pe scandinavi, pe vikingi în nord, în timp ce în sud are fie regatele britone, fie pale anglosaxone, fie iarăși pe, pe danezi care capturează toată zona Yorkului. Northumbria este regatul anglosaxon cel mai greu lovit de expansiunea daneză, acolo se formează Danelo, Ținutul aflat sub legea daneză, care durează o perioadă, cu centrul la York. Ei bine, scoțienii profită de faptul că atenția nordicilor, atenția principală a nordicilor, e dirijată spre sud, unde există rezistența regatului Wessex, ca să își regleze niște conturi cu rămășițele britonilor în zonă și ei anexează partea de nord a regatului Strathclyde. Ultimul regat briton din vechiul nord este împărțit. Astăzi, între Anglia și Scoția, partea nordică a teritoriului, zona Dumfries a intrat sub, sper că am pronunțat bine Dumfries, a intrat sub dominație scoțiană, în timp ce partea de sud a ajuns sub dominație engleză. Structurile vechilor regate n-au nimic aproape de a face cu structura actuală a țărilor, a națiilor care ocupă insula Marii Britanii. Mai ales uh, domnia lui Constantin al III, -lea. Constantine sau Castantin, de fapt, al III, -lea. este o moștenire de la picți Sunt niște nume cu o rezonanță profund creștină, care ar trebui să găsească prin răsărit care apare aici, pentru că și în creștinarea lor se face printr-o filiere dintre asta ciudată oarecum. Vine prin Irlanda, uh, Saint Columba este considerat uh, cel care creștinează Scoția, acum am uitat să spunem Saint David. David da. este probabil sfântul cel mai cunoscut în zona Wales. Acum, sfinții ăștia sunt eclipsați hmm. bineînțeles de Saint Patrick în spațiul britanic, care e de departe cel mai popular, dar ca toate celelalte nații, au și ei sfinți locali, dar altfel Scoția este pusă ulterior sub patronajul spiritual cel puțin, al Sfântului Apostol Andrei. De-aia steagul scoțian este poartă alb pe fundal albastru, crucea Sfântului Andrei, transpusă pe Union Jack, Union Jack prea Crucea greacă a Angliei, roșu, pe fundal alb, și suprapune uh, Crucea Sfântului Andrei, scoțiană, și în felul ăsta apare Union Jack, cruce uh, alb roșie, pe fundal albastru. Uh, inclusiv Crucea Sfântului Andrei, transpusă în culoare roșie, este cel al Irlandei, dacă nu mă șel de pe Union Jack. În tocmai. Asta este forma definitivă. A am explicat de ce lipsește steagul gales, care e da. unul dintre cele mai mișto steaguri europene. E singurul cu un dragon, o de creatură da, mitică. They have a fucking on the flag. Uh, bun, revenind la scoțieni, asta este perioada de început, până când încep niște lupte intestine. Și ăștia sunt uh, destul de celebri, nu e atât de gravă problema cum e în țara Galilor, Scoția reușește să centralizeze în timp, dar au uh, spiritul ăsta de clan care este foarte greu de domesticit. Și ei au conștiința asta celtică, sunt loiali în primul rând clanului, nu structurii statale mai mari și asta îi face o țară destul de greu de guvernat și probabil cea mai celebră luptă intestină este uh, lupta nemurită ulterior de Shakespeare în celebra piesă scoțiană aia pe care n-ai voie să o spui ca actor în mediul anglofon că îți merge prost Macbeth. Macbeth, da. Uite, e un episod întâi în, întreg în Blackadder, în seria a treia, unde de fiecare când ăsta spunea Macbeth, actorii trebuiau să se ciupească de trei ori de nas, să se învârtă de trei ori, să tragă de nas, să și mulgă părul, să diverse, ca să anuleze superstiția că dacă spui numele piesei scoțiene, The Scottish Play, o să-ți meargă prost în restul zilei, restul săptămânii, etc. Personaj care a existat în realitate. Macbeth, în da, fel, este, da. este Macbeth of Moray, este un nobil scoțian care îl detronează pe regele Dan Chad, întâiul, și domnește vreme de 17 ani până când este la rândul său înlăturat de Malcolm al treilea, cel care primește și uh, uh, apelativul de canmer, de mare căpetenie. Hmm. Adică, la momentul ăsta, clandurile scoțiene încep să înțeleagă ideea de autoritate regală, care ulterior este transpusă simbolic și în The Stone of Scone, piatra de la scone unde se înscăunau regii scoții până când un rege englez o ia frumos și o cară la Londra. Ei bine, la Scoția istoria e un pic mai simplă până când se produce uh, invazia normandă. Uh, avem încă o mențiune, în schimb. Scoția a încercat să împiedice, e un mult vorbit că ar fi fost o politică scoțiană, unul dintre cele mai populare seriale istorice din ultima perioadă, The Last Kingdom, prezintă episodul ăsta cu regele Constantin Castantin al treilea al Scoției, care e prezentat ca mult mai tânăr în episodul respectiv, este bătălia de la Bruna, Bruna Burr. Uh, între regi, uh, forțele anglosaxone și o coaliție de nordici și de scoțieni care încearcă să oprească unificarea anglosaxonilor. Suntem o perioadă în care, asemenea, țării galilor și Scoția înțelege faptul că tocmai se formează puterea dominantă din insule britanice, puterea care singură poate să-i bată pe toți ceilalți coalizați, așa că încearcă să frâneze uh, lucrul ăsta, nu se întâmplă, și ulterior, Scoția are și ea de înfruntat uh, forța nou dominantă în Anglia, forța cuceritorilor normanzi. Acum, spre deosebire de țara Galilor, ea nu suferă o invazie în mijlocul teritoriului scoțian, ci uh, doar o scurtă expediție punitivă din partea lui William cuceritor, în urma căruia uh, regele Malcolm al III-lea se recunoaște vasal al Angliei, începând o îndelungată tradiție, un îndelungat balet de ba da, ba nu, ba pa, ba ia. Ba, hai din nou între scoțieni și englezi, e probabil alături de dușmânia dintre englezi și francezi, dintre greci și turci, uh, dintre uh, polonezi și cam toți vecinii lor. Uh, <laughs> glumesc în ultima parte, dar există, la un moment dat poate o să facem când ne apropiem de finalul podcast-ului o, o inventariare a celor mai acerbe dușmanii existente între popoarele Europei. Care sunt aia care nu se suportă de nicio culoare? Hai să nu fim ipocriți și noi și ungurii suntem acolo prin top. Păi noi nu avem decât un, o singură excepție, Serbia. Da, noi așa. Suntem cam în aceeași situație. Dar uite o idee foarte bună. Ideea că dușmania dintre englezi și scoțieni a produs numeroase pagini umoristice Uh, tot în Blackadder există Dar există cu varianta Welsh uh, Când unul se îndrăgostește De un bărbat travestit în femeie Și altul încearcă să-i explice băie ceva în regulă Goodness sakes she's not Welsh she's... Adică ăla nici nu se gândește Că ar putea fi bărbat se Îngrijorează că ar putea fi galeză uh, Da mă rog să nu insistăm prea mult pe treaba asta Wilhelm cuceritorul, William Cuceritor Este primul care obține Un tratat de vasalitate Din partea Scoției moment în care uh, normanzii încep să-și bage nasul din ce în ce mai mult întrebările scoțiene, nu pot să pătrundă la fel de ușor cum pătrund în țara galilor, dar realizează pe fundalul nobiliar, pentru că e important de subliniat chestia asta, chiar dacă este deosebit de limbă și de cultură, idealul național nu este un ideal format în perioada evoluției mediului. Ăștia nu se identifică limpede ca unii fiind scoțieni, alții fiind de englezi ăștia se identifică mai degrabă pe bază de religie, dacă care este aceeași pe toată insula, este romano-catolică, și pe bază de apartenență la clasa socială. Nobilii formează un soi de casta aparte. Drept urmare, intervin anumite schimburi între nobilimea scoțiană și aia normandă. Încep să unii capătă domenii în nord, alții capătă domenii în sud, iar afacerile încep să fie din ce în ce mai amestecate. Așa începe să crească rolul Highlands, podișul unde nu prea intră nobilime străină și aia rămân scoțienii puri, în timp ce aia din Lowlands încep să se amestece. Nobilii scoțieni uh, devin mai puțin dorni să se răscoale împotriva Angliei deoarece au domenii acolo și n-ar vrea să le piardă dacă îl supără pe suveranul englez și totodată încep să aibă vecini normanzi care, bineînțeles, că încep să-și răspândească influența sub limbaj, administrație, etc. Acum începe să se anglicizeze, dacă vreți, sistemul de administrație scoțian, ceea ce nu e neapărat un dezavantaj, pentru că normal erau clar mai avansați la capitolul ăsta. În cele din urmă, Urmează o perioadă de lupte intestine întreținute de regii englezi între diferiți pretendenți la tronul Scoției uh, și totodată, cum am spus, băieții ăștia atrag cele mai îndelungate ponoase de pe urma invaziei scandinavilor, suntem mult după era invazilor vikinge, dar regii Norvegiei sau oricum regii scandinavi, încă se mai uită cu poftă. Dincolo de Marea Nordului nu mai au resursele necesare pentru a pune la cale o invazie a insulei mari, dar regi precum Magnus cel Desculț al Norvegiei, care l au dat salvează Wales prin simplu fapt că umbla cu flota prin Marea Britanie, prin Marea Irlandei, pardon, întâlnește flota engleză și o troznește așa că avea el chef să troznească ceva, tot el pune la punct și o invazie a teritoriului scoțian și urmează un tratat cu un rege scoțian mai puțin cunoscut, Edgar. Hmm. Așa, prin care li se recunoaște stăpânirea norvegienilor asupra insulelor de vest. Orkney și Shetland. Deci suntem în perioadă în care se cristalizează, de fapt, dominația norvegiană nu mai este una propriu-zisă, E clar că insulele alea nu se supun suveranului scoțian, dar ele sunt mai degrabă autoguvernate, așa apare unul dintre cele mai obscure state de, din zona insulelor britanice, este așa numitul regat al insulelor. Există un soi de federație între toate insulițele astea care sunt presărate așa pe malul nordic, fie la est, fie la vest al insulei Marii Britanii, în Atlantic, Uh, o federație care, o perioadă, este un soi de uh, regat semi-independent. N-are niciodată forța militară să atace regatele de pe insula mare, dar beneficiază de izolarea lui ca să fie cumva în afara autorității politice și își păstrează situația asta o perioadă destul de îndelungată. Dar deja vorbim de norvegieni și nu mai vorbim de vikingi, ceea ce înseamnă că. Ne... S-a produs să... cristalizarea statală în Scandinavia între timp și va interve vor interveni ulterior uniunile dinastice între fie Danemarca-Suedia, Danemarca, -Suedia, Danemar norvegia Norvegia-Suedia, după aia. Regatele astea, când o să ajungem la ele, o să arătăm că, la un moment dat, ele au o conștiință a unității de neam mult mai clară, mult mai devreme și atunci n-au, la un moment dat, o problemă să formeze uniuni dinastice. Uniunea de la Calmar sunt mai multe când astea se combină în diferite permutări. dar e cert că încă și mai exercită o prezență în zona insulelor britanice. Nu mai e atât de grav ca în perioada vikingă, când ăștia puteau să atace aproape oriunde, când probabil doar centrul Anglii, dar nici ăla n-a scăpat de tot de invazia vikingilor, Scoția, cum am spus, trage cele mai grele ponoase de pe urma asta uh, și totodată cunoaște o accentuare a influenței normande, astfel încât monarhii scoțieni sunt puși la un moment dat în fața unei alternative cu care ne batem întâi, că nu putem să ne batem cu toți odată. Și doi regi Alexandru, al doilea și al treilea, Alexander of Scotland, au niște nume foarte interesante. Mm -hmm. Exotic uh, pentru ei. Hotărăsc că adversarul mai slab sunt nordicii. Adică lasă-i pe normanzi, că cu ăștia clar nu avem sorți de izbândă, faceți cumva să ținem pace și în schimb încep să poarte campanii în zona Highlands, am spus că uh, nordicii încă erau instalați și pe teritoriul extrem nordic a insulei Marii Britanii, și respectiv către insule. Uh, momentul când se inversează clar raportul de forță este ultima mare invazie norvegiană din 1266 a lui Haakon Arson. Uh, un conducător norvegian care este înfrânt și urmează tratatul de la Perth din 1266 în care se pune stop prezenței norvegine pe insula mare. Ei rămân strict limitați la insulele limitrofe, la insulițele din prejurul uh, Scoției iar uh, lucrurile astea sunt uh, finalizate prin căsătoria ultimului rege din vechea dinastie scoțiană, uh, pardon, căsătoria fiicei ultimului rege din dinastia scoțiană cu moștenitorul la tronul Norvegiei. Ultimul rege este Alexandru al III-lea. Omul are o mare problemă că el nu are moștenitori de sex bărbătesc și pentru băieții ăștia e destul de important să ai moștenitori. Ca să evite anarhia, se căsătorește la bătrânețe cu o tânără care rămâne însărcinată, bucurie mare în tot regatul, numai că ce să vezi, într-o noapte ploioasă, regele plecat în vizită la casa acestei femei, cade de păcal și își rupe gâtul. Este găsit mort a doua zi dimineață. Op, trouble, wow. milad, uh, Toți așteaptă încântați să nască totuși regina, se instituie, se instituie, un soi de consiliu de regență, așteaptă să nască femeia asta și asta naște un copil mort. Wow. Dublu dezastru, ce Dumnezeu ne facem? Stai un pic că ăsta are totuși o nepoțită, o nepoțică, este Maid Margaret of Norway, fecioara Margareta a Norvegiei, care acum, fiind ultima descendentă a casei regale, nepoata, lui Alexandru al III-lea, este proclamată moștenitoarea la tronul Scoției, Edward I al Angliei cam ajuns în timpul domniei lui, suntem la sfârșitul secolului XIII, miroase brusc o ocazie și propune o chestie foarte decentă de altfel pentru vremea aia. Ce ar fi să-l căsătorească el pe fiusul viitorul Edward al II-lea cu domnișoara asta din Norvegia? Sună ca o idee minunată, în felul ăsta s-ar pune capăt unor dușmării de deja două secole. Domnișoara este adusă din Norvegia pe o corabie Care e tixită cu dulciuri și cu jucării Pentru că este încă o copilă Ca să fie adusă în Scoția Nu era niciun fel de problemă Să căsătorești minor cu minore Mai ales în perioada aia Oricât de macabru sunt astăzi Însă ce să vezi Călătoria mare este un pic cam dură Pentru această domnișoară care moare și ea Mai înainte să pună piciorul Pe pământul Scoției E, și în momentul ăsta, să mă scuzați expresie: We're in deep shit. Uh, dinastia veche este stinsă complet, așa că cei care au cumva o rudire este vorba de dinastiile de familie Beliol și Bruce încep să-și dispute întâietatea la tronul scoției și au teribil de proastă idee să-l numească arbitru pe regele Angliei, Edward I, cel care a cerut el să-i se treacă pe mormânt apelativul de Maleus Scotorum, ciocanul scoțienilor, pentru că este unul dintre cei mai belicoși și mai buni militari dintre regii Angliei, care în primă fază îl numește pe John Belliol, dar în momentul în care ăsta face imprudența să inițieze iarăși un lung contact diplomatic al Scoției cu Franța Pe și de a țării galilor Dușmanul dușmanului meu este prietenul meu Este o perioadă când englezii încă au interese pe continent Regele Franței este dușmanul lor natural Deci este aliatul natural al Scoției Ulterior în istorie regii Franței vor avea o gardă scoțiană de ca În care aveau mare încredere Detalien când vorbim de Franța uh, Scots Guard era o parte din armata franceză și erau oamenii pe care te puteai baza 100%, mai ales dacă te puteai cu englezii. Erau Highlander, Da, Nu neapărat. Erau mercenari din zona Scoției. Oricum, am spus-o în cazul podcastului cu Anglia, iarăși dacă vreți să-l revizitați, scoțienii sunt dovediți de-a lungul timpului ca fiind cei mai buni soldați din insula Marii Britanii. Vorbind de abilități individuale, în perioada aia, în schimb, nici ei, asemenea, galezilor, nu au ceva care să poată opu pe care să-l poată opune cavalerii grele normande pe care o moștenește regele Angliei. Și lucrul ăsta îl vedem, bun, chiar dacă tras de păr, prezentat foarte evident în filmul Braveheart, doar că scoțienii, spre deosebire de galezi, vin cu o altă idee. Ei favorizează infanteria și sunt primii care încep să pună accent pe suliți, pe pike, pe aia care vin în formație. Practic reproduc un soi de falangă macedoneană, vin ca un arici și nu lasă cavaleria să se apropie. Sunt cele care, formațiile care vor fi dezvoltate ulterior de spanioli în tersiouri, în formațiile alea de infanterie și care mm. schimbă după aproape 1.000 de ani ordinea pe câmpul de bătaie, detronând cavaleria drept principală armă. Acum, cât de mult adevăr a fost în bătălia de la Stirling, pentru că în 1296 Edward, Edward I. Longshanks invadează Scoția care a spus la alianța acesteia cu Franța și un an mai târziu încep începe primul război scoțian de independență condus nu atât de rege, cât de celebrul Sir William Wallace, care nu nu a fost Mel Gibson. <coughs> Pentru că în mintea tuturor probabil care s-a uitat la film acum a răsărit imaginea lui Mel Gibson tânăr. Freedom Așa, cu uh, Andrew de Morey este principalul lui uh, locotenent. Mai corect ar fi fost dacă ar fi, dacă ar fi să respectăm descrierile istorice ale Sir William Wallace. Nu avem o imagine a lui până astăzi. Este un monument în Scoția cu el cu gura mare, dar așa mai fantezist. Dar descrierile ni-l ni prezintă ca un cogeamite scoțian, un uriaș la propriu. Deci era mai corect să-l joace Brandon Gleeson, ăla care îl joacă pe Hamish în film decât Mel Gibson e cumva o licență poetică în cinematografie că la inteligent are cum să fie un mălău deși mm. istoria e plină și dă mălăi inteligenți adică nu este obligatoriu dacă ai forță fizică să fii prost ca noaptea să pot găsi și variante care cumulează și, și totuși Braveheart are cel mai deci, cel puțin mie mi-a dat mi-a făcut pielea de găină acel discurs de la final cu fight and you'll die live and you live but die long years from now in your bed and thinking it's fabulous fabulous. Uh, it's le amintești, nu ai văzut? Bine, în serios. Eu în schimb am reționat o minunată glumă between Brandon Gleeson and James Cosmo, ei sunt tată și fiu în film, when uh, când li se explică să facă uh, Pikes as long as a man. Some men are longer than others. Your mother be telling you stories about me, boy. <laughs> <laughs> E, e celebru omor scoțian excelent, îl văzut și pe câmpul de bătărie când băieții își ridică pur și simplu tartanele și le arată posteriorul. Aparent este o tradiție scoțiană să aerisire sub tartanul ăla, să nu existe nimic altceva. N-am verificat vreodată dacă e susținută chestia asta sau nu, sau e pur și simplu comoditate sau lipsă de igienă personală. Dar, mă rog, trecând peste chestia asta, Sir William Wallace așa cum a fost personajul istoric, s-a dovedit a fi un foarte bun strateg în condițiile reliefului scoțian. La Sterling Bridge a făcut ceva de fapt mai simplu decât îl vedem în filmul Braveheart, n-a lăsat toată armata engleză să treacă podul, ceea ce era foarte necavaleresc. cu râd mă băiatul, nu ne-ai lăsat să trecem să vă batem. A așteptat să treacă o bucată de armată fix cât avea el nevoie să mă dacă nu îi lasă să treacă pe niciunul, pe urmă te ca fraierul pe pot. Așa i-a lăsat să treacă pe unii, i-a prins pe ea, i-a bușit bine, ei au luat-o la fugă, s-a produs de gringolată pe pod, englezii să ciocneau unii de alții și în spate veneau scoțienii. Wow. Și asta dă marea victorie, de fapt, de la uh, Sterling. Ăsta este, din păcate, cel mai mare triumf al lui Sir William Wallace, care nu... Nu s-a cuplat cu principesa Isabela a Franței <laughs> Care jucată minunat travă. de Sofie Marceau în film, n-a făcut un copil cu ea, asta era liniștită la Londra în perioada respectivă. El a avut de-a face direct cu Edward I, care era un rege care nu prea glumea. Drept urmare, în anul <coughs> următor, armata engleză se mobilizează în spatele regelui și la Falkirk este o înfrângere totală pentru scoțieni. Contrar a ceea ce ne arată filmul, nu este capturat imediat Sir William Wallace Uh, mai reușește să hălăduie vreo șapte ani prin Scoția, hmm. dar duce e la fel ca Owen Glindvair în țara galilor, e redus mult ca putere, nu mai reușește hmm. decât să strângă niște mici cete, să mai facă niște mici raiduri, până când în 1305 este capturat, dus la Londra și hanged, drawn and quartered. La fel. Stai, Poliție... Da. N a fost... Deci nu e cum ne apare în film că a fost nu. imediat decapitat și striga freedom. Ei, Coco, hai să fim serioși. În primul rând, la cum te torturau băieții pe traseu, nu cred că mai aveai chef să strigi nimic. Noi ne place să ne creem idealuri romantice. Ferească Dumnezeu să aibă cineva vreodată ocazia să constate cam cum faci dacă ți se întâmplă o parte din chinurile pe care le îndureau oamenii în vremea aceea, suntem totuși în perioada medievală, când ideea de durere nu are nimic de a face cu drepturile omului. Bine, încoace abia asta. Da. Tocmai. Așa că uh, mai bine să nu experimentăm. Însă, Sir William Wallace este doar un episod glorios în istoria Scoției. Din fericire, există lideri hmm. politici în țară, Robert the Bruce moștenitorul celui care angajase lupta cu Beliol și care pierduse, este cel care în 1306 se proclamă al Scoției, nu mai are unde să se înscăuneze, că Edward I luase The Stone of Scone și o, luase, o integrase în tronul englez, încercând cumva să anihileze ideea de regalitate scoțiană, nu s-a prins că -are cu, era un popor cu o cultură mult prea bine definită deja ca să o poți anihila atât de ușor. Tocmai izolarea scoțienilor i-a făcut să fie atât de înverșunați pe ceea ce este al lor. Uh, profită faptul Robert de Bruce că Edward este deja bătrân și în film, regele englez încearcă să mai poartă o campanie împotriva lui și moare pe drum. Nu este ce vedem iarăși în film. Edward I încearcă să mai lanseze o expediție punitivă asupra, Anglii, asupra Scoției, dar moare înainte să ajungă acolo. Uh, apucă însă să mai fie conștient că să ceară să-i se scrie pe sarcofag Edward I Maleus Cotorum, Edward I... Uh, ciocanul scoților și nu mai știu cum e expresia în latină, dar următoarea ale sunt țineți legământul, adică radeți pe ăștia, ceri inclusiv ca oasele lui să fie purtate în bătălie împotriva scoțienilor, ca el să-și conducă armata în victoria finală și victoria se întâmplă. În prima fază, armata engleză reușește să nămingă pe ăsta la Methuen. Și uh, este și ăsta în situația de pribag, asta sublinează filmul ăsta de Outlaw King, Plus, regele englez cu suficientă influență îl determină pe Papa Clement al V-lea, este ăla cu blestemul templierilor, că veni vorba, cu... ăla care ordonă arderea păruga a marelui maestru Jacques, Jacques de Molay, de Molay no. așa, să-l excomunice pe Robert de Bruce. Și lucrul ăsta pare că i-a pus capac omului. Ăsta, spre deosebire de Braveheart, de William Wallace, nu se lasă atras într-o ambuscadă, reușește să coalizeze suficiente forțe în prejurul lui. Nobilii scoțieni sunt cei destul de sătui de dominația engleză, astfel încât în 1314, având de, -a de înfruntat un animal cu totul diferit în persoana lui Edward al II-lea, Edward al ii nu este nici la efeminatul pe care îl vedem în Braveheart el într-adevăr avea niște apucături homosexuale, asta o spun majoritatea, dar era un tip destul de atletic, însă îi lipsea geniu strategic al tatălui său, asta e real. Așa că la Bannockburn, Burn, forțele scoțiene bat măr armata engleză, după care șase ani mai târziu, toți nobilii Scoției fac o declarație publică către papă în care îi spune, bă, voi, tu vrei să plecăm toți din Biserica Romano-Catolică? Ne-ai excomunicat regele. Mm -hmm. Până înapoi. Mm -hmm. Și papa este, e papa următor deja, Ioan al 22-lea, spune ok băieți, scuze, hai, puneți-l la loc. Astfel în 1325 se întrunește primul parlament al Scoției. Am uitat să menționez asta, Owen Glyndwyr, înțelegând chestia asta, încerca să și el să convoace un parlament galez și a și reușit și chiar încerca să, să, convoace să formeze universități galeze. Adică suntem în perioada în care oamenii ăștia încep să, că, să înțeleagă că o structură parlamentară coerentă și o educație în formă superioară constituie cheia supraviețuirii unui popor, ceea ce nu uneori pare că ne scapă azi. Dar și în ziua de astăzi, fiecare țară, inclusiv Irlanda de Nord, inclusiv Scoția, inclusiv țara Galilor, au parlamentul lor, deosebit de da. În parlamentul britanic. Între timp a murit și Eduard al doilea în chinurile groaznice pe care le-am menționat în clipul cu Anglia. Și avem un nou rege, Edward al III-lea, un tip destul de bine pregătit și destul de belicos, dar care are, din păcate, destul de mult de furcă în Franța, momentan, ca să nu se încurce cu Scoția, a cărui independență o recunoaște în 1328. Și asta este finalul primului război de independență care izbucnise în 1296. Wow, ok. A nu se exact ca în războiul de 100 de ani. Ah, nu s- 100 de ani s-au bătut ăștia în continuu. Dar e un conflict care începe oficial în 1296 și se termină în 1328. Așadar, după peste 30 de ani de conflict intermitent, se închide primul război de independență al Scoției cu regele Robert de Bruce reușind să vadă pacea, din păcate nu o vede foarte mult, că moare în anul, în anul următor, și imediat se produce o nouă invazie engleză a Scoției, deci se declanșează al doilea război. Au avut război 32 de ani, pace un an, pș, gata, ați respirat, hai înapoi. Și începe al doilea război de independență, profitându-se de faptul că uh, regele nu lăsase un moștenitor matur pe tron, în schimb regentul Sir Andrew Murray organizează o rezistență eficace, uh, englezii încearcă să contrapună reprezentanți ai dinastiei de Balliol, dinastia adversă. În felul ăsta, căutând să creeze instabilitate, lui David al ii de Bruce se opune Edward Balliol, uh, care e învins definitiv în 1356 și merge și moare în Anglia, în zona Newcastle, ceva ani mai târziu, astfel încât David al ii poate să domnească liniștit, dar... N-are urmași. Așa că pe tron urcă nepotul de fica lui Robert de Bruce, cel care creează ultima dinastie scoțiană, este Robert al doilea Stuart. Stuart. Și în felul ăsta de la dinastia Alpen, trecând la o dinastie al cărei nume este Canmore, uh -huh. ceea de care vorbeam cu Alexandru al iii apoi Balliol și Bruce și în 1371 pe tronul Scoției intră dinastia finală, dinastia Stuartilor, care după Robert al II-lea are exact Marea Anglia în secolul 18. o succesiune dar nu de George, ci de James Bun. pentru că explicația e simplă James al VI-lea al Scoției în 1603 devine James I al Angliei și noi în momentan nu avem niciun James și suntem deja la 1371 deci trebuie să vină foarte mulți James vin 5 James Până în 1500 și ceva, James I, pentru că sur Robert al II avea parte de niște comploturi interne destul de puternice, caută să-l pună în siguranță și îl trimite pe baza principiului de Old Alliance, ca așa este numit alianța cu Franța, e o constantă în politica externă a Scoției, este primul stat prietenos vis-a-vis -vis de poziția geografică, e trimis la dăpost în Franța, problema e că e prins de englezi și este ținut o static 18 ani până când scoțienii, probabil și de ei să vină niște bancuri cu zgârcenia, să-l lai pe la o static 18 ani până te strângi de o nu dă prea bine. Este unul dintre regii triștei. Scoții se întoarce în cei în în țară la 32 de ani, deci după ce își petrecuse toată adolescența și parte din maturitate captiv și în 1437 numai bine că e asasinat. Adică la fix... Uh, în schimb, este omul care începe lupta uh, autorității regale împotriva clanurilor. Scoția, din fericire, spre deosebire de țara Galilor, care deja dispăruse ca entitate politică, înțelege mm. mișcarea europeană, se sincronizează acestea și încearcă să-și centralizeze monarhia. Asta înseamnă impunerea autorității monarhice în fața puterii nobiliare în Scoția, nefiind o nobilime în sensul clasic din Europa apuseană, este o lume a clanurilor, ăștia și-au păstrat structura din antichitatea celtică. Și uh, asta e cu atât mai greu, mai ales uh, o familie cu ceva black, Douglas the Black sau ceva de genul ăsta, sunt niște clanuri extrem de greu de învins, uh, politică pe care este continuată și de fiul acestea James al doilea. Între timp, bineînțeles pentru că iarăși scenariul luptei împotriva Angliei este exclus, băieții și-aduc aminte că mai au ceva de furcă până nord că Scoția nu este încă de plin unificată, pentru că că lipsesc insulele. James al treilea este cel care tranșează problema aceasta uh, prin faptul că, prin logonda lui cu Mar Margareta Adane Marge, a Danemarcei, am schimbat țara. Primesc insulele înapoi. Așa, îi oferă ca zestre insulele Orkney și Shetland. Și în felul acesta, practic să instaurează dominația și asupra insulelor, însă cel care va reuși chestia asta va fi fiul său, James al IV-lea, cel care anexează regatul insulelor și creează teritoriul actual al Scoției. Cam acolo se oprește într-adevăr expansiunea scoțiană, pentru că la sud, în schimb, politica este absolut dezastroasă. Uh, în afară de cea mai bună mișcare pe care o au făcut-o din punct de vedere al politicii dinastice, respectiv că în 1503 James al IV-lea se căsătorește cu Margaret Tudor, fica lui Henry al VII-lea, deci dinastia Stuart, de fapt, este cea mai britanică dinastie din istoria insulelor britanice pentru că reunește prin familia Tudor care are sânge galez, sânge de britoni, de anglosaxoni și de scoțieni. Wow. Din punct de vedere al raselor, stiuarții au fost cei mai îndreptățiți, au fost cea mai națională, uh -huh. dacă vreți, dinastie a uh, Marii Britanii. Bine, n-avea cum să se compare cu dinastia de Hanover, că erau nemți. Fascinant, dar, pentru că n -am făcut, n -am până astăzi n-am reușit niciodată să fac legătura, dar da, wow, ok, da. Hai. Henry Tudor este nepotul lui Jasper Tudor, care este jumătate Welsh, jumătate englez. Bun, se mai diluează partea de Welsh, dar tot există. Margaret Tudor este fica lui, căsătorită cu James al IV-lea, îl produc pe James al v Nu mai știu care dintre ei are una dintre cele mai ciudate morți. Moare într-o campanie împotriva Angliei, cred că e James al V-lea. Îi uh, explodează un tun și taie picioarele, pur și simplu. Și... Pe Încercau m -a m -a. să se coordoneze cu francezii Sau cu... încerca să se coordoneze Pe întreg parcursul războiului de 100 de ani Și în timpul domniei lui Henica Asta are la rândul lui niște războaie cu francisc I, scoținii încearcă să-l secondeze Pe monarhul francez, atacă nordul Angliei Și la asediu unei castel Mi-a ieșit din minte uh, Toată treaba asta Nu mai știu dacă este asta sau este ăla dinainte Bubu și era de picioarele regelui Și ăsta moare uh, uh, E foarte drăguț, o despre că a murit de inimă rea uh, Nu chiar <laughs> Așa, dar uh, James al cincilea moare aflând vestea cu o zi sau două înainte că i s-a născut o fică, acesta este Mary, the Queen of Scots, suverana scoțiană care este asasinată, de fapt este executată, dar e o diferență sensibilă, din ordinea de Elizabeth I, dar numai înainte ca să aibă și ea un fiu, care avea un an și un pic, în persoana lui James al șaselea al Scoției, care, devine James care prin uniunea personală momentan din 1603, cele două țări rămân cu administrație separată, devine și regia al Angliei. Această uh, unire personală se continuă pe întreg parcursul dinastiei Stuart până la ultima reprezentantă a dinastiei Anne. Uniunea se produce în 1703 și are la bază un alt eveniment care cumva pare să întărească legenda asta a zgârcenii scoțienilor. Este probabil cel mai mare eșec colonial din istorie. Scoția încearcă și ea să se înscrie în cursa colonială și la sfârșitul secolului XVII organizează o mare expediție colonială în Golful Darien din Panama care, ce să vezi, este deja de niște sute de ani în sfera de dominație spaniolă. Doar că Imperiul Spaniol, cum am arătat la ăla despre Spania, E un imperiu destul de difuz, nu e o prezență propriu-zisă pe tot arealul imens. Așa că băieții se gândesc că dacă vor să controleze zona Panama, Panama, vor controla fluxul comercial între cele două oceane la fix. Partea proastă că dacă e Scoția, nu ești tribil de adaptat pentru climatul tropical. Uh -huh. Așa că boli, probleme, malnutriție, mor vreo două treimi și se duce pe copcă jumate din produsul intern brut al Scoției, care a fost investit în expediția asta. Drept urmare, oferta uh, bancherilor și, mă rog, a guvernului englez de a acoperi această datorie sună al naibii de promițător. Bineînțeles că trebuie să vină cu un mic, uh, che, o mică chestie la schimb. The Act of Union din 1703 uh -huh. consfințește până astăzi unirea Scoției cu regatul Angliei și în felul ăsta ea naștere regatul Marii Britanii uh, având și Irlanda inclusă la momentul acela, dar Irlanda este capitol separat și acum, iarăși, stimabile, predau ștafeta. Până să preiau eu legătura, că dacă avem o legătură de ceapă, ți-o dădeam să mi-o în momentul ăsta, de ce numele Scoției este și unicornul? Mereu m-am întrebat. Uite, să spun, cinstit, nu știu explicația asta. Nici eu nu știu de asta. Probabil ar fi ceva legat de forma ei geografică, privită pe hartă cu uh, Kate and Sutherland care apare cu un, ca un corn uh, prelungirea extrem nordică a insulei Marii Britanii ar semăna cât de cât cu un unicorn, de altfel au o ființă uh, Magică sub formă de cal, doar că nu este pozitivă deloc, este Kelpie, este calul demonic care te poate lua în spinare ca să te că uh -huh. Adică e, o, e preferabil să n-ai de-a face cu el și îl distingi pentru că are alge băgate în coamă, dovada că a ieșit din apă. Uh -huh. Da, preiau foarte mult din mitologia galeză. Bineînțeles, în schimb, principala creatură fantastică, pentru că până una alta nu avem o dovadă a existenței sale, este monstru din Loch Ness. Este probabil cea mai cunoscută ființă din zona asta de paranormal, uh, mergând unii până la teoriile că este un plesiozaur care cumva Aspunziu. a supraviețuit din perioada dinozaurilor într-o zonă care a fost sub era glaciară, a fost sub calota de gheață. Adică l-au desghețat după câteva milioane de ani și asta a început să noate. Bineînțeles, s au făcut o grămadă de falsuri pe tema asta. Sunt oameni care au creat fel de fel de butaforii pe care le-au plimbat pe lacul Nes. Ăsta este un lac glacial, într-adevăr, cu o adâncime foarte mare. Adică se poate presupune că există pești de mari dimensiuni pe acolo, cum există și în alte zone. Dar de acolo și până la un plesiosaur care a fost cam singurul animal care ar corespunde descrierii astea cu un gât foarte lung, avem mult de mers. Există și filme făcute pe tema monstrului din Loch Ness. Chiar dacă istoria Scoției se termină la 1707, ea continuă în episodul istoriei Angliei și implicit a Marii Britanii, pe care îl puteți urmări în descriere. Belicozitatea clanurilor scoțiene a fost în sfârșit calmată la sfârșitul secolului 18 după ce este învins ultimul pretendent Stuart la tron, Bonnie Prince Charles. Ăștia de fiecare dată sunt susținuți de scoțieni pentru că sunt dinastia lor, în definitiv. Uh, Caracteristicile astea ale uh, bisericii de, celtice, care cumva a fost un pic diferită de biserica Romano Catolică. Explică de ce în, în Scoția s-a răspândit puternic biserica presbiteriană, care constituie până astăzi majoritatea religioasă a țării. Uh, și de ce până astăzi scoțienii înclină, chiar dacă au terminat la mustață referendumul, să aibă o viziune independentă asupra lumii. Mai ales la Brexit a existat un referendum și în Scoția în care luau un calcul să se despartă de regatul unit și să rămână în Uniunea Europeană. Ei considerându se cumva aparte față de restul continentului uh, față de restul insulei, pardon, și mai ales față de dominația engleză. Mi-e în spiritul <coughs> mă scuzați, e fascinant spiritul lor de independență chiar și astăzi. Bine, spiritul, dacă nu mă înșel, de independență a crescut foarte mult sau s-a dezvoltat mai mult imediat după al doilea război mondial când și Anglia și guvernul central de la Londra le-a dat mai multe libertăți cum le-a dat galezilor, cum le-a dat irlandezilor. Da, asta e o politică generală a Imperiului Britanic, o să o discutăm pentru că am rezervat ultima sută de ani de existența statului cu capitala la Londra sub orice formă a fost el pentru discuția asta, pentru că de fapt le reunește pe cele trei regate din insula Marii Britanii, țara galilor, Anglia și Scoția, sub aceeași politică. Mai avem de menționat în cazul Scoției, cum am spus, faptul că este o singura țară unde bărbații preferă să poarte fuste, tartanele respective, kilturile Uh, reprezintă niște simboluri de clan și modelul lor este diferit, exact ca la modelele populare românești, ah, okay. în funcție de apartenența la un clan sau la altul, are un instrument național cimpoiu, oaia este la mare căutare, din lâna ei se fac kilturile, din burta ei se confecționează, din pielea ei de fapt se colose, uh, scuze am încurcat, din pielea ei se confecționează cimpoiul, uh, avem mm -hmm. minunata melodie Scotland the Brave, uh, care este intonată inclusiv pe câmpul de bătălie, nu o să încerc să fredonesc mm -hmm. chestia asta acum, iar din burta oi se face mâncarea națională a scoției, care este un delicios drop de oaie numit Haggis n au avut ocazia să încerc. Da, te strâmbi și ăia îi alți au English breakfast. Fasole la micul dejun. Bravo, ah, da. E mai decent puțin. Depinde se... de ce consideri. Bun, Haggis este un drop de oaie cu ceva cereale amestecate pe acolo și unii mai bagă și un sos de whisky. Pentru că whisky-ul este principala băutură acestei țări, uh, mult mai plăcut decât Wales, castele, ce să-ți povestesc. Scoția are cel mai mare <laughs> număr de distilerii de whisky hmm. din toată lumea de data asta. 130 uh, parcă erau. Ceva, ceva de genul gen? acesta, aproape fiecare insuliță are distileriei de whisky și obții uh, producții de fel de fel. Este whisky cunoscut în general sub apelativul de scotch, ăsta mm -hmm. care provine, pentru că și Irlanda are tipul ei de whisky. În America este foarte răspândit whisky maturat în butoare, în butoare de stejar Bourbon. Oh. Bourbon. De unde și numele? Nu dăm nume de uh, whisky-uri. L-am dat un prim fost prim-ministru al României, a fost ironizat pentru că bea un whisky scoțian foarte scump, cu un gust foarte uh, uh, carbonizat, să spunem. E foarte simplu să ard butoaiele pe interior și dă gustul ăla de de cărbune. Vorbim de președintele României care ne-a învățat în pe sec. toți în 2009. Nu, nu. Nu așcum fost prim-ministru, A, Ah, scuze, mă. Eu... Da, am, n am fost atent. Uh, apropo de asta, îi băieți în mai nou au și gin. 90 de distilerii de gin se află în momentul ăsta în Scoția. Hai totuși să păstrăm proporțiile <laughs> între că whisky place și gin. Și, de uh, și, ca originea băuturii, totuși, una e whisky, alta e gin. Adică nu vreau să ofensez pe nimeni, whisky-ul chiar are un gust. Ginul sau vodka, dacă puteți nu să combin... spune, eu sunt de acord că vă plac, dar dacă îmi spune cineva care are un gust bun, mm. Poți să spune pe cap cu el. Bine, exact același efect. Dacă nu le combin corect, de toată mai. Deci, cine îmi spune că bea gin, vot că pentru gust, hai, sictir. La revedere. Da, pe lângă whisky, și eu am fost surprins, cu toate că și tu știai asta, dar au o grămadă de invenții pe care să le enumerăm. Te rog. în primul și în primul rând, James Watt în Watt sau în Watt, că e scoțian. James Watt. James Watt. In 1776. În 1776 a creat motorul cu abur, care a dat startul, mai mult sau mai puțin, a Revoluției Industriale, iar de acolo Scoția devine, să zic, nucleul Revoluției Industriale, nu numai în Anglia sau în Imperiul Britanic, ci în toată lumea. Pentru că după el, începe, de exemplu, avem pe Alexandru Graham Bell, care numie Alexander Graham Bell. A fost, o, a fost o parodie la un moment dat în care încercau să românizeze multe personalități cunoscute și îl, îl numise Alexandru Graham Bellu. <laughs> că tot Doamne ferește, nu? Da, și mai <laughs> zicea că pe lângă, pe lângă telefon a inventat și pâinea Graham. O parodie cu vreo 10 ani pe internet, umbla. Superb. Da. Mulți oameni au luat-o în serios M-am întâlnit și, dragilor, mai târziu a inventat telefonul, nu Pâinea Graham Da, în 1876 Alexandru Graham Bell îl patentează în SUA Cum a ajuns dumnealui să creeze telefonul Mama și soția dumnealui erau surde Și încercând să creeze un aparat auditiv A dat peste telefon Surprinzător, Uh, cred că știa și asta, l-a considerat o opacoste și n-a vrut niciodată să aibă unul lângă el, chiar dacă el era creatorul. Timp să-i dau dreptate, mă număr printre cei care deși recunosc avantajele telefoniei mobile, mobile, să și resimt masiv de pe urma faptului că poate să mă țârie oricine, oricând. Da, și dacă toți suntem la partea cu telefonul, băieții au inventat și, uh, îmi scapă numele dumnealui, uh, John Logie Baird Baird a inventat televiziunea și televizorul în 1926, doi ani mai târziu, în 1928, a fost prima transmisiune uh, transatlantică, pardon. La fel, televizorul, și când Tica Masala Epoftim. este inventat de uh, Ali Ahmed Aslam, 1971, parcă, sau 76. Da, e o interpretare, de fapt, a mâncărurilor indiene. Nu este originar din India. Au preluat niște ingrediente indiene și au creat ceva ce era mai pe gustul lor. Da, a primise un client, îi spusese că bă, vezi că mâncarea ta e foarte uscată. Bun, și a adăugat supă de roșii peste iaurt și smântână, creându-se astfel tica masala pe care îl cunoaștem Bun, astăzi. Dacă aveți de ales între Haggis și tica masala, eu știu dacă sunteți mai light, poate preferați a doua variantă. Casa Regală a Marii Britanii a căutat să-și apropie Scoția având întotdeauna reședințe și acolo este celebra reședință la Belmoral a regilor și reginelor Marii Britanii reginele, atât Victoria cât și Elisabeta II erau recunoscute pentru dragostea lor față de The Scottish Highlands. Se pare că în The Highlands a avut Elisabeta II o întâlnire de, toată, de, tot amuzamentul, era doar cu garda ei personală de corp și s-a întâlnit cu doi, ameri, doi turiști americani care Uh, n-au recunoscut-o și l-au întrebat pe bodyguard uh, Auzi, așa e că regina Angliei mai umblă din când în când pe aici și regina l a spus, da, da, am auzit că mai vine, păi da, o cunoașteți? Da, am mai întâlnit-o, păi să-i transmite salutările noastre <laughs> și uh, regina aparent i-ar fi spus bodyguardului după, îți dai seama ce, o să, ce reacție o să aibă ăștia când o să dea un search pe Google? <laughs> Aole, celebrele glume despre american, dar asta e adevărată, dacă nu mă Nu, asta e reală, este povestită de de garda personală de corp a reginei. Adică Scoția a fost întotdeauna un tărâm pitoresc. Asta da. este cert. E o țară cu o frumusețe naturală unică, cu o cultură foarte bine structurată. Bun, nu te duci acolo să ții regim. Nu te duci acolo să fii abstinent dacă sunt 120 de distiri pe cuvântul meu, dacă <laughs> n-ar fi păcat așa să treci pe lângă ele. E ca și cum încerci să ții regim în ziua de Crăciun. Bună mișcare. Uh, dar dincolo de asta, e la fel exotică cum e și țara Galilor, lumea celtică pentru noi, e o lume exotică pentru România, face parte din cultura aflată în extrema cealaltă în capătul apusului. Uh, nu am avut contacte propriu zise cu oamenii ăștia deși o femeie cu origine scoțiană are nume de stradă în București. Pe ea a chemat-o Mary Grant. Maria da. Okay. Prin căsătorie devenită Maria Rosetti. Este o familie cu origini franco-scoțiene. Effigam Grant, fratele ei, vine secretar al Consulatului Britanic la București. Ea intră bonă, guvernantă în casa generalului Ioan Odobescu, tatălui Alexandru Odobescu, postură în care îl cunoaște pe viitorul revoluționar pașoptist a Rosetti, care se îndrăgostește iremediabil de ea și o cere de nevastă sfidând deosebire de clasă, de religie, femeia evident că nu e ortodoxă, se căsătoresc, urmează o dragoste într-adevăr sinceră și durabilă, ea este cea care cu un copil mic în brațe cere în momentul când i-a fost înăbușită Revoluția de la 1848 să-și sărute soțul de la revedere și îi dă cu limba un bilețel în care îl anunță că a fost mituit echipajul vaporului și urmează să-l salveze într-o locație dată și în felul ăsta în loc să fie trimis în exil în Imperiul Otoman, este trimis la Paris ajunge la Paris și acolo poate să, pre, să pregătească evenimentele ulterioare, Podul grant de astăzi din grant, București. Grant, da, nu este mulți. grant, nu, vine în franceză, este de la grant. E probabil cea mai populară denumire cu origini scoțiene. Din România. Din București, cel puțin, ca să păstrăm proporțiile. Cum, revenind la Imperiul Britanic, acum că am prezentat istoria tuturor națiilor aflate pe insula Marii Britanii, lăsasem istoria la Anglia în preajma primului război mondial, când regele George al V-lea a implicat Imperiul Britanic împreună cu toate posesiunile sale coloniale aflate la momentul ăla la apogeu, în lupta împotriva puterilor centrale. Anglia nu strălucea prin armata ei destul de restrânsă, dar flota ei domina marea. Și în felul ăsta, britanicii au instituit ceea ce învățaseră să facă încă din perioada războiilor galeze, o blocadă împotriva Germaniei, au reușit să înfrângă flota, sau mă rog, să aibă un meci nul cu flota germană în de la Iutlanda și în felul ăsta au asfixiat economic Germania. Este remarcabil faptul că Imperiul German a căzut fără să aibă un kilometru pătrat de teritoriu ocupat, ba din potriva, având el teritoriu ocupat în Est, a fost asfixiat din punct de vedere economic. Imperiul Britanic este cel care, tehnic, conduce strategia Antantei, în prima parte, cel puțin până la intervenția SUA. Uh, Britanii sunt, sunt cei care organizează convoaiele de provizii către Rusia țaristă cât timp aceasta participă la război, uh, deși francezii duc greu frontului de vest uh, sub... Uh, uh, e poftin că am uitat. Dar ce este? Cum mă cheamă pe eu. comandantul uh, forțelor britanice? Sir Douglas Haig, care este scoțian de origine, comandă British Expeditionary Force în Europa uh, și țin și eu o parte de front mai ales în nord către Belgia. Însă, trupele ANZAC, trupele din coloniile britanice, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud și Canada în principal, dar și India este acolo prezentă, și manifestă de asemenea prezența, în, mai ales în campania de la Gallipoli, într-o campanie menită să fie o expediție fulger pentru a scoate Imperiul Otoman din luptă, din păcate stopată de uh, armata otomană coordonată de ofițeri germani, bătălie în care se remarcă un tânăr locotenent care va deveni ulterior Mustafa Kemal Atatürk. Părintele turcilor. Uh, înfrângerea de acolo este la rândul ei comemorată în uh, mai multe filme, unul destul de recent, The Water Whisperer cu Russell Crowe, un părinte da. australian care își pierde băieții în bătălia de la Gallipoli și se duce să-i caute. Celebra replică cu voi aveți, când îi zicea turcu, zicea că voi aveți ochi albaștri în Turcie, E norocos să ai ochi albaștri, numai aici n-a fost, la Gallipoli. <laughs> Și totodată, principala eclipsă din cariera unuia dintre cei mai emblematici om de oameni de stat britanici, Sir Winston Churchill, Churchill, cel mai pasionat fumător de trabucuri și băutor de alcool din istoria recentă, presupun, omul ar reuși să eclipseze niște ruși ceea ce spune ceva... Uh, un om care, trăind peste 90 de ani, a prins din perioada colonială a participat la războiul burilor uh, pentru că ulterior să ajungă prim lord al amiralității el susținea că de-aia bea whisky în soda whisky cu apă minerală dimineața pentru că în campania aia ca să dezinfecteze apa turna whisky ia Da, da, sigur. Uh -huh. Ok. Uh, un pic de apă ceva, o dezinfectez, o dezinfectez. Așa, uh, el în, în persoana de, prim, de în funcția de prim lord al amiralității or uh, coordonează campania asta dezastroasă de la Galipoli, ceea ce îi atrage demiterea și o eclipsă în carieră, va reveni în prim plan abia în al doilea război mondial. Cert este că Imperiul Britanic pare cel puțin pe hârtie marele câștigător al primului război mondial. A scos din luptă principală amenințare la adresa dominației sale Germania și a consolidat aliatul Franța și a obținut Dominație colonială aproape totală. 1921 este anul maximei expansiuni coloniale britanice pentru că preiau coloniile germane din Africa, Togo, Africa germană de vest, actuala Namibie, Africa germană de est, Tanzania și uh, mai e un statulet, Camerunul, parcă mi se pare. Camerunul, da. Așa. Mai sunt ceva, ceva prin pe, Papua? Ceva pe acolo. Uh, totodată preiau în <coughs> înțelegere cu francezii celebrul mandat Sykes-Picot, Orientul apropiat. Asta este preludiu pentru formarea statului Israel pe care am spus că îl vom include în podcastul ăsta pentru că, deși este situat în Asia, are o apartenență majoritară europeană și, totodată, își menține Marele Imperiu Colonial din Asia. Însă, statul britanic este falimentar deja, este împrumutat masiv și asta duce la o eclipsă rapidă, mai ales în fața SUA dar și a noilor puteri, Uniunea Sovietică pe de-o parte, sunt puternic afectați britanicii de crahu de pe Wall Street și totodată după aia se confruntă în Europa cu pretențiile revizioniste ale Germaniei care din 1933 devine Germania nazistă sub conducerea lui Adolf Hitler. Marea Britanie duce foarte greșit politica de appeasement, de împăcare a lui Hitler, acceptă remilitarizarea Renaniei, acceptă revenirea zonei Zarland la Germania, apoi acceptă Anschlussul, anexarea Austriei, acceptă... Sudetenlandul. Anexarea Sudetelor și transformarea Boemiei, ce mai rămăsese din Cehia în protectorat german. Neville Chamberlain, prim-ministru britanic, se face de o mare cacao când... Cele uh, cu el ținând... Da, merge la Nuremberg, parcă e, nu? Mm, uh, nu știu să zic exact. München, sau München sau Nuremberg. Nu Se întâlnește cu Hitler. Uh, semnează o hârtie prin care Hitler se obligă să nu mai facă anexiuni și a, aterizat la Londra flutură bucuros această hârtie, bineînțeles că Hitler o ignoră suveran și continuă anexiunile, toată Cehia intră pe seama Germaniei, după care la 1 septembrie 1939 trupele germane forțează coridorul polonez din zona Danzig, Gdansk, de astăzi în Polonia ceea ce obligă uh, Marea Britanie împreună cu Franța, care își luase angajamentul ăsta, să declară război. Oricum, politica asta de appeasement a influențat puternic și politica românească, vom discuta când vom face podcastul final despre România, vis-a-vis -vis de, de ce parte ne-am situat, noi ni părea că aliații din vest au uitat cu totul de noi. Uh, în primul an este exact ca în primul război mondial, nimic nou pe frontul de vest, ăștia cred că Germania nu e în stare să facă mare brânză, Germania își rezolvă întâi situația în Polonia, apoi ocupă rapid de Danemarca și Norvegia, după care se varsă într-un scenariu de tot râsul, urmând aceea strategie din primul război mondial. În loc să atace linia Maginot prin Franța, atacă Benelux-ul, da? Corpul expedițional britanic este surprins de degringolada armatei franceze și este izolat la Dunkirk. Începe o evacuare miraculoasă, aproape se pare că Hitler s-ar fi speriat de propriul succes și ar fi ordonat oprirea divizilor germane astea putând să zdrobească tot corpul expedițional britanic în câteva zile astea s-au oprit la câțiva kilometri de mare uh -huh. ceea ce a permis lui Churchill devenit proaspăt prim-ministru, există câteva filme, unul este destul de recent îmi scapă uh, personajul dar cred că l-am notat uh, undeva. actorul care l-a jucat pe Dracula în 1990 și ceva uh, nu, nu, nu este ăla The Darkest Hour se numește. Acela filmul. e cu... Cu actorul care l-a jucat E posibil în... să-l încurc eu. Așa. Ne amintim noi numele. Churchill, proaspăt ministru, face o mobilizare generală a aproape tuturor embarcațiunilor disponibile la momentul respectiv și organizează marea evacuare a British Expeditionary Force de pe continent înapoi în Marea Britanie, ceea ce pare o înfrângere, de fapt, este o rază de speranță, pentru că în felul ăsta se asigură supraviețuirea armatei britanice, după care urmează, într-adevăr, anul cel mai greu pentru uh, Imperiul Britanic, anul 1940, cu Blitz, cu... când uh, Germania se confruntă cu aceeași problemă cu care s-a confruntat orice stat care a încercat să invadeze insula Marii Britanii. Întâi trebuie să ai supremație navală ca să poți să traversezi, și în, ca, în condițiile celor de război mondial trebuie să ai supremația aeriană. Și atunci Hermann Göring îi promite lui Hitler că va îngenunchea. Imperiul Britanic, Anglia mai exact, Marea Britanie, prin bombardamente aeriene. În primă fază, strategia germană pare să dea roade. Trei flotile Luftwaffe, două din Franța, una din Norvegia, bombardează intensiv fabricile și aerodromurile britanice, părând că vor îngenunchea Royal Air Force, până când se pare că a fost un accident. Niște bombardiere germane scapă bombe asupra Londrei, accidental, pentru că încă încercau să fie civilizați relativ cât poți fi civilizat în război și Churchill, deși presat, ordonă un bombardament de represare asupra Berlinului. Nimeni din Germania nu s-a așteptat să fie bombardat Berlinul și Hitler turbează când se întâmplă chestia asta și în stilul lui caracteristic impulsiv schimbă strategia și ordonă bombardarea orașelor Or Oricât de groaznică a fost numărul victimelor produse în momentul când auzeau sirenele, indiferent unde erau, trebuia să bage în metrou, trebuia să da. depostească, Orientarea bombardamentelor spre oraș a schimbat cursul războiului pentru că le-a permis aerodromurilor să se dezvolte, industriei să ruleze la capacitate maximă și fabricarea mai ales de Spitfire și Hurricane, principalele avioane de luptă britanice din război, a permis uh, eliberarea spațiului Angliei până la 1941. Bătălia Angliei este încheiată în favoarea Uh, Imperiului Britanic, Hitler pur și simplu face exact aceeași tâmpenie ca Napoleon, ignoră faptul că are o insulă dușmană în coastă și se orientează spre spațiul sovietic, crezând că războiul submarin care distruge convoaiele de provizii britanice venind din Statele Unite. Marea Britanie are o problemă încă din perioada începutului Revoluției Industriale, care are mai multă populație decât hrană poate produce și este dependentă de importuri ca să se poată susține. Și Hitler încearcă să-i facă Marea Britanie ceea ce făcuse Marea Britanie Germania în primul război mondial, dar ne dispunând de o flotă pe măsură, vasul vedeta al flotei germane Bismarck este, este scufundat în bătăria Atlanticului Bun, e adevărat, după ce și el scufundase vasul vedet al flotei britanice Hood. HMS Hood HMS, da, când Cercei la dat uh, nervos a zis trimiteți orice avion, orice navă vreau să găsească Bismarck și să-l nenorocească, adică și-au concentrat acțiunea asupra unui singur punct acela da, era Bismarck. o treabă simbolică nu da. voi să ai cel mai puternic vas german liber primarea Nordului. Le-au mai creat probleme dintre astea. Un admiral Graf Spee era până, undeva în zona Patagoniei și scufunda vase prin Atlanticul de Sud până au mm. reușit să-l prindă. Dar grosul războiului naval al Germaniei la al doilea război mondial este războiul submarin. Celebre U-boats care atacă sub forma haite de lupi convoaiele. Astea încearcă să se înarmeze și ei. Sunt filme destule cu un capitan care nu doarme zile întregi încercând să-și apere nava, până când germanii fac greșeala să scufundă niște vase nave americane, ceea ce irită pe președintele Roosevelt, care plecase cu doctrina neimplicării SUA în război, oricum SUA o afinitate, ca asta am spus, vechiul dușman al Angliei din perioada colonială, se transformă în principalul ei aliat prin filiația culturală. Și în cele din urmă, după atacul de la Pearl Harbor, în Germania face prostia să onoreze alianța cu Japonia care ei nu i-a adus niciun câștig uh, și să declare război Statelor Unite, în timp ce Anglia a avut de suferit, Marea Britanie a avut să de și de pe urma Japoniei care ocupă zona Malaca, zona insulară și cu Singapore care era considerat de necucerit, ajungând până în Burma și îndreptându-se vertiginos către bijuteria coroanei britanice, India. Deci este nevoită să ducă un război pe mai multe fronturi, mai având de furcă și cu italienii în Africa, italienii care stăpâneau Libia, încearcă un atac asupra Egiptului, așa cum a făcut Italia, no offense băieți, fără spărare italienilor, Italia n-a făcut decât să, să încurce Germania în al doilea război mondial, că pe unde s-au dus și au luat-o în barbă și au trebuit să intervină germanii. Și Grecia și sunt multe, da. Așa, înfrângerea italiană de determină pe Hitler să trimită Africa Corps în, Afri, în zona nord-africană, la comanda căreia va fi numit celebru Erwin Rommel, cel care își exact făcuse course. școala războiului în România, în primul război mondial, în corpul alpin bavarez, acum devine vulpea deșertului, reușește să preia o ofensivă de succes, deși este mult, mult mai slab aprovizionat decât sunt britanicii, duce ofensiva până la El Alamein, este cel mai departe în Egipt, cât pătrund germanii încercând să ajungă la Alexandria și ulterior la Cairo. Sunt înfrânți, urmează apoi o retragere graduală a unui român lipsit de resurse, abandonează întreaga Libie și se refugiază către Tunis. Ăsta este ultima posesiune de pe continentul african. Între timp, debarcă trupele anglo-americane la Casablanca, Africa este liberată. Urmează debarcarea din Sicilia, este o altă idee greșită a lui Churchill, omul ăsta pe cât de mare putere de voință a avut, la un moment dat s-a lăsat purtat de niște idei greșite, Churchill își imagina Europa aflată sub ocupația noastră ca un crocodil și a spus trebuie să-i atacăm burta moale, să atacăm prin Italia debarcarea din Sicilia i-a provocat căderea lui Mussolini dar ulterior Germania a ocupat Italia Italia fiind o peninsulă străbătută din un lanț muntos s-a dovedit al naibii de greu de cucerit din spre sud au fost niște distrugeri enorme și este frontul care a progresat cel mai lent din tot războiul mondial angrenând spectaculos de puține forțe germane pentru că relieful i avantajat teribil și ăștia puteau să apere fără mare uh, deranj zona respectivă deci a fost un efort aproape inutil din partea aliaților și în cele din urmă, în 1944, mai ales la cererile repetate ale lui Stalin, spuse foarte răspicat la întâlnirea de la Teheran cu un an înainte, de a se crea un al doilea front ca Uniunea Sovietică să nu mai ducă tot greu în războiul european, se produce debarcarea din Normandia, care este pornită evident de pe insula Marii Britanii, principalele plaje de debarcare, fie cu forțe, fie cu forțe americane, fie cu forțe ANZAC sau direct britanice. Se încheie cu un succes, se sparge zidul Atlanticului și în decurs de mai puțin de un an războiul este încheiat. Uh, aliații reușesc să scoată definitiv Germania război de data asta să merge până la capăt, adică este ocupat integral teritoriul german. Teritoriul este pus sub mandatul aliaților mandatele franceze, pentru că și Franța este considerată stat beligerant de ce fusese ocupată Uh, engleze și americane se reunesc în ceea ce este Germania federală în timp ce sovieticii își trag zona uh, dominată de ei în ceea ce este Germania democrată și în felul ăsta se intră în războiul rece. Culmea, Churchill cade în alegerile de după război, este considerat o personate utilă pentru perioada de război nu bun în perioada de pace, este considerat deja un om învechit pentru realitățile războiului rece. Anthony Eden preia cabinetul, însă în momentul ăsta, dacă Imperiul Britanic și se slăbit din primul război mondial, din al doilea război mondial iese la propriu pe butuci da. și începe să pierdă într-un ritm accentuat. Statele are de a face cu opoziția lui Mahatma Gandhi în India, pe care cum să o rezolv că ăsta protestează pașnic și în 1948 India își declară independența față de coroana britanică și urmează apoi un foarte lung proces de decolonizare care se încheie în 1999 prin cedarea ultimului dominion britanic Hong Kong către Republica Chineză. În 1997? Eu știam 99. Poate Știu e 99. că Portugalia e ultima cu 98. Macau. Macau primul imperiu colonial și ultimul, Portugalia. De asta știam. Poate e 97. Cred că e 97. Dar clar Hong Kong semnalizează sfârșitul Imperiului Britanic, care se continuă însă sub forma instituției Commonwealth-ului, care și ăsta, din păcate, sunt tot împuținează, să mai retrag fel de fel de state. Dar până astăzi, suveranul, suveranul Marii Britanii este și totodată și șeful de stat onorific al Canadei, Australiei, Noi Zeelande și altor state mai mici din lume, a rămas până astăzi imperiul cel mai puternic pe care l-a cunoscut istoria umanității, până astăzi reușesc să dețină anumite baze, cum ar fi Acrotirii de Chile în Cipru sau Gibraltarul în sudul Spaniei. Flota britanică este până astăzi o prezență de luat în calcul în plan militar și de-a lungul uh, secolului 20 și în perioada decoloni decolonializării sub îndelungata domnia lui Elisabetei a II, care este până astăzi al treilea sau al patrulea cel mai longeviv monarh din istorie. Cred că al treile, da? E surclasată de Ludovic al 14 lea de un rege al Tailandei uh, Thailandei și de un monarh al, Ramal, și un monarh Liechtensteinului, culme, o, să, dic, o a, da? să, discutăm la microstate. Uh -huh. Da cel puțin așa mi-aduc eu aminte uh, Anglia trece prin întregul proces de decolonizare, adică Elisabeta a doua urcă pe tron în 53 când încă are un imperiu și moare anul trecut când nu mai există imperiu britanic și nici vreo nici vreo scăpărare a... dar totuși rămân una dintre națiunile europene de frunte și au mai manifestat puterea militară în timpul uh, prim-ministeriatului Margaret Thatcher, doamna de fier, uh, care a pornit războiul din Falklands, din Ilas Malvinas, când Argentina a încercat să preia un domeniu britanic și și-au luat-o scurt peste bot din fața uh, flotei și a trupelor navale britanice, uh, rămân până astăzi o prezență militară importantă și sunt probabil cel mai constat aliant, aliat al SUA din zona europeană. Existând această filiație culturală, au mai avut criza Suezului când încercau să-și mențină dominația asupra uh, canalului de Suez, au mai încercat să, să reziste militar, dar nici pe departe atât de mult pe cât a făcut-o Franța. Britanicii au înțeles uh, de bine de omersul istoriei și au preferat să se retragă discret, uh, având totodată, se pare, și un avantaj vis-a-vis -vis de ce colonii s-au atras. Majoritatea celor proveniți din fo foștele colonii în Marea Britanie sunt indienii ei sunt populația cea mai numeroasă uh, și sunt cunoscuți eminamente ca niște oameni care nu prea fac probleme. Aia aici se încheie uh, Imperiul Britanic e fascinant faptul că a durat o lună să-l facem, bineînțeles e și cel mai mare imperiu care exista vreodată legat de moartea Imperiului după al doilea război mondial uh, mi-au rămas, uh, mi rămas în minte niște cuvinte pe care le-am auzit în, într-un interviu filmat undeva în anii cred că 60 sau 70, soția lui Oswald Mosley, care este reprezentantul extremei drepte în, timpul, în timpul celor de al război mondial în Anglia, uh, facem abstracție de orice acțiune ar fi vrut să facă. În primul rând, omul era, soția dumneavoastră era anti-război, dar niște vorbe mi-au rămas. Doamna povestește, după moartea soțului, că My husband knew that even if we win or lose this war, the empire is scrambled. Adică chiar dacă in, din acest, Deja intrase în război. Dacă câștigăm sau dacă îl pierdem, Imperiul nostru și coloniile sunt vândute. Bun, și... Poate fi urmărit și serialul The Crown, da. care înfățișează foarte frumos perioada asta de cădere. Un film magistral este The King's Speech da. despre uh, George R. VI al Marii Britanii, uh, antepenultimul rege al acestei țări, tatăl Elisabetei a doua, care era recunoscut pentru de, 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 defectul lui de vorbire în public și cum a reușit să treacă măcar un pic peste el, oricum a fost un fumător compulsiv toată viața așa, și asta l-a da, 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 da. și a dus, sfârșitul. Um, uite, alte filme legate acum de Scoția, aș vrea să zic, Train Spotting, 1 și 2, bazate, bineînțeles, pe o carte, le cunoști? Nu. Sunt orecum filme mai alternative. Unul e prima parte venită în. Urmărește un grup de tineri scoțieni în perioada crizei drogurilor în, anul, în anii 90 și ulterior când se revăd aceștia peste 20 de ani, în 2019. E frumos să-l vezi că ți-arată bine și, în primul rând, îți și amintește de vremurile anilor 90 când parcă părea totul altfel, dar observi în el evoluția Scoției. Când în anii 90 era. Era într-o criză uh, extrem de adâncă la momentul respectiv, într-o groapă mare. Și în 2019 totul e luxos, tot e... Uh, e fascinant să stai să analizezi filmul ăsta, nu e pentru toată lumea, că uh, celebra actoare One McGregor joacă în el, dar cine s-a uitat la Star Wars, la... Hello there! Obi-Wan Kenobi, la fel actor scoțian și alții, uh, Walter Scott, mai avem personalități celebre Corect, scoțiene. Cu Ivan Hu. Cu Ivan Hu. J.R.R. Tolkien din spațiul britanic este probabil cel mai prolific scriitor în sfera fanteziei. Este omul care a fabricat o lume imaginară cu religii, limbi, populații, istorii. Doar dacă citești Simarilion și ai impresia că citești o nouă Biblie, deci o minte fabuloasă, cel care a dat naștere seriei Stăpânul Inelelor și Hobitul, iar mai nou serialului uh, ceva cu inelul, nu mai știu cum se cheamă exact, deși l am văzut ah, nu știu e un, e un serial, serial acum care reproduce chestia asta Marea Britanie este la baza medieval fantasy-ului Game of Thrones pentru că Westeros este o reproducere a Marii Britanii doar că este un pic inversată toată treaba acțiunea lui Harry Potter este tot în uh, sfera englezească sunt cele mai populare filme de fantasy din toată istoria umanității. Uh, o să vorbim la Portugalia, dar uniforma pe care o portau cei de la Hogwarts, știi că este inspirată cât a stat, um, scrie um, J.K. Rowling. J.K. Rowling a stat în Porto și este inspirată de la Facultatea de Muzică din Porto. Habar n O să vorbim la momentul respectiv, dar impactul pe care l-a avut Imperiul Britanic în ultimii 70, pardon, Anglia, Marea Britanie, în ultimii 70 de ani, cel puțin, e fascinant și sunt din nou, cel puțin pe planul de entertainment. Cărți, televiziune și restul. Și pentru faptul că a dat limba, lingua franca pe care o vorbim noi astăzi și fără de care nu ne-am prea putea înțelege. Da, chiar și în romgleză nu sunt adeptul, dar există. Era o celebră, o doamnă la un moment dat, dădea un interviu, că da, ajunsese la facultate prin America și da, părinții mei m-au suportat foarte mult în acest... a susținut În facultatea de... în America e o scuză. Dacă n-ai ajuns niciodată în spațiu anglofon propriu zis, încearcă totuși să-ți cunoști și propria limbă, află că există în loc de focusat, există concentrat, Mai află, că, am auzit la radio află astea. că startează, nu există în limba română, ea începe. Află că face sens, de fapt, este are sens. Asta o aud cel mai des, dar nu știam că startează e un, un. Da, primit. da, a început da? să fie folosit și ăla. Dar mulți crainiști la radio, i-am auzit vorbind cu asta, cu îți oferă suport. Da, sprijin. În limbajul corporal. înțeleg că sunt necesități practice, totuși nu strică măcar să știi că există corespondent și în limba română pentru că altfel îți omori propria limbă. Dacă ăștia din spațiul Marii Britanii sunt capabili să revitalizeze acum galeza sau limba scoțiană, scotish-gelic, înseamnă că știu ei ceva și nu-i cazul ca la noi să se repete istoria de la 100 de ani distanță. Corect, nici nu mai, mai aveam o listă imensă cu RMN, invenție scoțiană, frigiderul, sistemul de tras apa, dar nu, oaia clonată, cu doli. Uh, cel puțin partea când mi-ai povestit ultimii 100 de ani, uh, nici nu mai cred că mai contează, nici nu că mai vrea lumea să mai... Uh, Asculte acum ar fi 5 minute în plus, dar nu uh, hai te să mai lăsăm mai ei. Este Cultural Storytellers. Nu da. storyteller. Da, dar uh, poate le lăsăm pe uh, le patru... uh, pe de o parte asta e un podcast de popularizare. Nu da. putem să acoperim tot. tot. Am vrea. Încercăm am. să dăm și filme, să dăm și specificități geografice și fapte inedite, dar baza este istoria țărilor respective. Noi încercăm să prezentăm evoluția fiecărui stat din Europa cu mici aspecte locale. Iar pentru România Monșeri, eu îți propun altceva, când ajungem la România, ne vom rezerva un podcast separat raporturile românilor cu celelalte state din Europa. Ca să nu facem ghiveci la fiecare, să mai punem și românii în coadă, uh, hai să-i punem pe românii întâi și să o luăm vis a vis de toate țările europene cu care am avut relații diplomatice de acord, maestre. Ăsta a fost și episodul numărul 6, parcă vorbisem. Am terminat cu Marea Al Al șaselea episod a cincea țară. Al șaselea episod a cincea țară. Cum facem, spunem, următorul sau îl lăsăm surpriză? Nu. haideți să lăsăm surpriză. Va fi o țară din Est. Asta o și țară unică, cu o, a cărei limbă nu are niciun corespondent. Da, uite, dacă cineva... Bazându-vă pe ceea ce a zis Damian acum, aflați, lăsați în comentarii dacă știți care ar fi următoarea țară. Este în Estul Europei, cum a zis, este unică și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere lingvistic, și alte particularități pe care am putea. Prima E-Istorie a făcut un istoric român. Bun. Prima E-Istorie a făcut-o un istoric român. Mulțumim din nou băieților de la The Business Room podcast că ne lasă să filmăm aici. Eu am fost Alex Popa, alături de Damian file și de data aceasta nu putem decât să vă mulțumim, să dați un like, un subscribe și să le arătați și la prieteni, pardon, prietenilor, dacă v-a plăcut emisiunea. Până data viitoare, Damian, o seară faină. Vivat! Cheers!